Bună seara, dragi prieteni! Bună seara pe ora de vară! Vă mărturisesc că am vrut să intru mai devreme un pic, dar m-a răpit un apus de soare absolut incredibil, absolut ireal. Bună seara din Helberg, bună seara! Stați numai un pic că nu-mi place. De fapt, Hai că nu-i mare lucru, o chestiune de lumină, da? nu mai are rost să mai magit. Gabriel Vic, salutare Gabriel, cum e vremea în Marea Britanie? Voi mai aveți un pic până la apusul de soare. Uh, șofer de Nicar, salutare, salutare. Haideți să vedem cât ne strângem pe ora de var. Oricum e lumina afară și acum ora 7 pe ora de iarnă, ora 8 pe ora oficială de vară, vă mărturisesc, nu știu pe, pe dumneavoastră cum va a afectat ora asta de vară Marius Banciu, Marius 73, 73 Mihai Jerdan, Robert, Amalia Sabo, bună seara Amalia Nic Nic, Puica Dumitrache, Gentleman Rider, Emil Andrei, Cosmin Herlas, Cătălin Cohal, Olivia Andreea, Fatal Music Ionuț Dobre, Gabriel, Radu, Claudiu, Liviu, Cristian, Daniela, Create Web Design. Vă salut pe toți. De aici deja nu mai pot să citesc, pentru că intră mult prea repede și fug de pe, îmi fug de pe ecran. Până ne adunăm, așa încet, încet, o să vă rog și pe dumneavoastră să distribuiți, dacă se poate. Este foarte important să distribuiți, să ajungă la cât mai multă lume acest conținut. Am avut evenimente în weekend, avem ce comenta. Mareu Mocan n-a ținut cont de părerile susținătorilor Diaspora Unită. Asta e. Merge înainte, defilează cu relicva Florin Călinescu. Trompeta electorală a lui Adrian Năstas. Vă da seama. Orice alt comentariu cred că este inutil, dar o să fac și alte comentarii. La Târgoviște, bineînțeles, trolii dictaturii lui Putin și-au lansat și ei listele. Este foarte interesant că ei spun că Europa este rea, exact punctajele uh, Moscovei, punctajele criminalului de război Vladimir Putin, prin care încearcă să rupă țările foste comuniste, și o să vorbesc puțin mai mult despre asta, din Uniunea Europeană și din NATO. Deci, ei spun că Europa este rea, dar cer votul oamenilor ca să fie europarlamentari. Și să încaseze bănuțul de la Europa. Păi să se hotărască, nu? Că dacă ei chiar cu adevărat ar crede că Europa e rea și așa cum zic ei, în alta poartă și nu știu ce, păi ce caut acolo? Ce caut? Ar trebui să zică, domnule, noi nu credem și nu participăm cu liste. Ca să vedeți, dragi prieteni, că totul este, de fapt, o capcană electorală. O capcană electorală, la fel ca și PDU, sunt capcane electorale menite să deturneze voturile celor care conștientizează ce mafie reprezintă PSD și PNL, să nu se ducă acele voturi la partidele cu adevărat anti-FSN, ci să se scurgă în astfel de bidoane, de unde apoi voturile să rămână blocate. Da? Despre asta este vorba. John Chinează, mulțumesc frumos pentru super chat. De unde voturile se rămână blocate? Și asta deja nu mai este o teorie. Am văzut-o cu 500.000 de, de voturi, cei care au votat aur. Niște voturi pierdute, niște voturi blocate. Toate mandatele alea de parlamentar aur, mă rog, după aia ei s-au despărțit, s-au separat, dar numărul la de parlamentari. E egal cu zero. Voturi blocate în Parlamentul României dacă acele voturi se duceau către alte partide, nu mai putea domnul Iohani să facă alianța PSD-PNL, că nu ieșea la socoteală. Înțelegeți? Și în mod special pentru că lor le este foarte frică de diaspora, de aia acum la aceste alegeri s-au dus targetat pe diaspora. Nu le-a fost atât de frică în 2020 la parlamentare, pentru că a fost pandemie și știau că românii din diaspora nu pot să influențeze foarte mult alegerile parlamentare. Nu puteau să se deplaseze în țară, era complicat. Dar acum au pregătit preluarea aceasta dubioasă, insertul ăsta dubios, Florin Călinescu, despre care am mai vorbit și o să mai vorbim și se întinde astfel. O a doua capcană electorală. Acum, dacă va ține sau nu figura, nu știu, o să vedem. Cert este că semnalele sunt destul de dezamăgitoare pentru țara noastră. Dezamăgitoare. Sigur, sondajele de opinie sunt falsificate masiv, dar, totuși este o realitate a faptului că Piedonia a câștigat niște alegeri într-un sector din București. Vă dați seama, oameni buni. Cum e posibil așa ceva, dragi prieteni? Cum e posibil așa ceva? Da, Mircea Strugar zice că diaspora va vota pe de un. Nu cred că oamenii din diaspora care au fost alungați din țară de Adrian Năstase și de mafia lui Adrian Năstase vor pune ștampila pe propagandistul lui Adrian Năstase pe prietenul lui Mădălin Voicu, ei doi făcând echipă, am un playlist între cu Florin Călinescu, ei doi făcând echipă în comunitățile de rom din Oltenia, Claudiu Adrian, mulțumesc frumos pentru super chat, făcând echipă în comunitățile de rom din Oltenia ca să facă propaganda electorală lui Adrian Năstase. La vremea respectivă, fiind și consilierul, Ministrului Ioan Rus. Și ca să vedeți că este o mare păcăleală și o mare minciună, se vede din modul în care Florin Călinescu a gestionat toate aceste informații corecte și el și Mare Omocan. De exemplu, punctual, punctual, dragi prieteni, și fix așa cum îi mint, cu nesimțire pe susținătorii PDU, care nu sunt dispuși să facă un minim efort să se informeze, că dacă l-ar face ar înțelege cum sunt mințiți, și cred prostile alea, la fel vor proceda dacă, Doamne ferește, vor primi voturi, vor bloca voturi, vor intra în Parlament, o să fie fix aceeași mizerie ca și aur și sos. De altfel, Florin Călinescu, din ce mi-au povestit, foarte mulți oameni din diaspora unită au renunțat la susținerea acestui partid în momentul în care au văzut ce se întâmplă cu Florin Călinescu. Dar urmăresc și îmi transmit și le mulțumesc frumos că îmi transmit apro absolut tot ce mișcă acolo. Și înțeleg că a fost un live la finalul căruia Florin Călinescu a și spus că dacă ei intră în Parlament o să facă alianță cu aur și cu sos. Păi e fix ce zic și eu, aceeași mizerie. E fix ce zic și eu, da? Dar haideți să vă dau un exemplu concret de minciună. Minciună din aia crasă, nesimțită, care desconsideră propria audiență. Și asta arată că Florin Călinescu îi desconsideră pe susținătorii Diaspora Unită. Informațiile sunt pe net peste tot, sunt o grămadă de articole scrise în presa locală. În perioada guvernului Adrian Năstase, Florin Călinescu mergea la diverse evenimente unde se prezenta ca fiind consilierul de imagine al lui An Rus. Consilier de imagine. Aceasta este informația pe care am prezentat-o și eu. Florin Călinescu și Mario Mocan, ca să își prostească audiența, nu au spus Florin Călinescu n-a fost consilier de imagine. Florin Călinescu a început să zică „Eu unul care zice că am fost secretar de stat Și eu n-am fost secretar de stat Puteți să căutați listele Păi da, n-a fost secretar de stat Consilier de imagine este altă funcție Secretar de stat este funcție în guvern, În subordinea ministrului Și consilier de imagine face parte În echipa de consiliere a ministrilor Sunt funcții diferite Înțelegeți, dragi prieteni? Ca și cum eu a spune Popescu Ion a fost șofer la RATB și el vine și face live și zice Eu n-am fost Batman, niciodată n-am condus un tramvai. Păi n-a zis nimeni că ai condus un tramvai, domnul Călinescu. Nimeni n-a zis că ați fost secretar de stat. El știe foarte bine. Ăștia sunt oamenii. Dar îi mint și lumea caută și vede. Bă, n-a fost secretar de stat, într-adevăr. Este o minciună din asta perversă, perfidă. Securistoidă, așa, slinoasă, unsuroasă. Și oamenii ăștia care fac așa ceva cu propriilor susținători, gândiți-vă numai, Mare Mocan, cum a procedat foarte mulți dintre cei care au investit, mi-au scris oamenii, dintre cei care au investit enorm de mulți bani și enorm de mult timp în diaspora europeană și diaspora unită. Au aflat de pe internet, Paul Morar, mulțumesc frumos, că vine acest insert, Florin Călinescu. Brusc, nu s-a făcut o consultare. Deci a fost o chestiune impusă. În momentul în care l-au lansat pe Florin Călinescu, am mai început și eu să explic, dar să știți că foarte mulți oameni, susținători diaspora europeană și diaspora unită, Înainte să mă apuc eu să explic, îmi scriau pe WhatsApp, domnul Mălin, cum să-l pună pe ăsta, pe ăsta a fost la Sârbu, ăsta a făcut afaceri cu armata. Cum să fac așa ceva? Nu se poate, e inadmisibil, își bate joc de noi. Eu știam de povestea cu Baștanii de la Timișoara, întrucât atunci eu am fost jurnalist și am trăit-o, l-am văzut pe Florin Călinescu acolo și n-am înțeles ce Dumnezeu caută ăsta, mai ales Timișorean fiind mai ales Mișorean fiind. Da? Și chestiunea este una foarte importantă, mai ales pentru mine, pentru că eu cunosc pe foarte mulți dintre oamenii de bună credință, a căror onestitate este dincolo de orice fel de suspiciune, care au făcut parte și au investit foarte mult în această mișcare. Și acum toți se simt trădați, se simt înșelați și este foarte, foarte, foarte important ca românii din diaspora să nu pice în această capcană. Nu știu dacă țineți minte, cei care urmăriți de mai mult timp activitatea mea, în 2020, înainte de alegeri explicam capcana electorală aur, da? Era exact același tip, de asta vă arăt, uneori în câștigi, alteori înveți, da? Ar fi trebuit să învățăm ceva din acea capcană electorală. Erau foarte mulți oameni care credeau în onestitatea lui Simion exact cum sunt acum unii care au mai rămas agățați. Și vin cu fel și fel de argumente. Domne, că nu știu, nu știu ce județ, nu știu cine a făcut raseism de la PSD la USR sau invers. Așa, și dacă unii fac porcării, înseamnă că trebuie să faci tu porcării. Păi nu ai spus tu că tu ar trebui să fii diferit? Cum ești tu diferit când tu vii cu aceeași ciorbă râncedă și rencălzită pe care a servit-o PNL-ul, pe care a servit-o PSD-ul, Adrian Stase, Mădălin Voicu, pe care a servit-o Partidul Verde și a luat 3%. Cum vii tu, mă, cu ciorba asta? Cum? Mama mea candează din partea FD într-o comună din Vrancea, dar din păcate aur a luat multă ploare, mai ales în zonele rurale. O să vedem, nu știu, vom vedea cât amploare a luat. Eu mă îndoiesc că țăranii nu-și aduc aminte ce au pățit când au venit rușii în România. Și ar fi trist să-și dorească să intrăm din nou sub influența Rusiei. Și o să vedeți ce declarații au făcut ăștia la Târgoviște. Fix. Propagandă putinistă anti-europeană. Fix, 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 fix. Dragi prieteni, suntem deja 500. Vă rog foarte mult, foarte mult vă rog să dați share. Intru și eu acum să dau share pe Facebook. Este foarte important să dați share. Și o să vă mai zic câteva lucruri. Pentru că ajută, pentru că am văzut că foarte multă lume Mai o secundă să scriu mesajul. Și să vă zic câteva lucruri importante. Hai să distribui și pe Mălim Bot pagina publică. Vă rog foarte mult să dați cer Mălim, păcat că Mario a trădat diaspora, s-a vândut serviciul, ceea ce trebuie să avem de la Flin care este prieten cu Serghei Mizil, care la rândul lui se lăuda că putea da o palmă unui milițian. Da, evident. Păi ăștia sunt. Definirea apartenenței. Păi asta este apartenența românilor din diaspora. Vă dați seama că, sigur, mulți vor pica în capcana asta, oameni de bună credință. Și ce este foarte pervers și perfid este că victimele vor da putere politică asociațiilor călăilor lor. Pentru că Florin Călinescu este legat de toate perioadele. Ați văzut, era promovat pe televiziunea națională, nu orice actor ajungea acolo, numai cei mai pupincuriști dintre pupincuriștii regimului ajungeau la TVR să-i cânte Odelu Ceaușescu să nu vă imaginați că n-avea cine să se cânte odelul Ceaușescu. Eh, erau mulți pupincuriști. Și mulți actori în România, unii au refuzat, într-adevăr, sau nu s-au băgat. Dar cozile erau imense și numai anumite persoane ajungeau live pe post. Da? Din același motiv pentru care Florin Călinescu, astea nu sunt simple și nefericite coincidențe. A ajuns live să-i ridice odelul Ceaușescu și lui Elena din același motiv el e prieten cu Serghei Mizil și cu șleachta asta din jurul lui Nicu Ceaușescu. Astea nu sunt coincidențe, oameni buni. Păi de ce n-a făcut Florin Călinescu? E definirea apartenenței. Deci, capitolul 1. Regimul comunist. Da? Definirea apartenenței lui Florin Călinescu la regimul comunist. Păi primul mare val de plecări din țara a fost din pricina regimului comunist. Definirea apartenenței lui Florin Călinescu la sistemul o fesenist El fiind, bună seara domnul N, el fiind omul de bază al mogulului Adrian Sârbu, care era cameramanul Ion Iliescu KGV. <laughs> În anii 90, când Iliescu făcea nenorocirile, mineriade și așa mai departe, a plecat un alt val în diaspora. Definirea apartenenței la hidra corupție care s-a născut din sistemul, că Iliescu s-a născut din ce a avut mai rău securitatea și Partidul Comunist, ăia rusofil sovietici, năstase, s-a născut din regimul Iliescu, Florin Soldan, mulțumesc frumos pentru super chat. Și și aici își definește apartenența Florin Călinescu. Pentru că, sigur, el minte oamenii, zice, de fapt nu-i minte, îi minte cumva, e foarte perversă chestia asta pe care o face. E perversă, e securistic așa, un unsuroasă, da, cleioasă. Chestia asta. Că zice că n-a fost secretar de stat. Păi n-a zis nimeni că a fost secretar de stat. Nimeni n-a zis așa ceva a fost consilier de imagine al ministrului Ioan Rus. Și trompetă electorală a lui Adrian Năstase în comunitățile de rom din Oltenia. Presa locală din Oltenia a scris la vremea respectivă despre întâlnirile lui Mădălin Voicu și Florin Călinescu cu romii. Și Florin Călinescu spunea, votați pe Adrian Năstase. Păi, foarte mulți oameni au plecat din cauza mafiei lui Năstase în diaspora. Da? A candidat de la PNL, nu s-a înțeles cu aia, s-a certat. După aia s-a dus să-i facă propagandă, s-a dus la Partidul Verde, a dat școala de pământ. Deci nu are niciun argument un român din diaspora care cât de cât se informează să voteze așa ceva nu are absolut niciun argument din punctul meu de vedere. La fel cum nu aveau argumente să voteze. Stat mai un avem pe unul aici care a venit să caute gagici aici, așa că și-a luat bloc că nu. Nu e transmisie de matrimoniale asta. Discutăm subiecte serioase. Este exact aceeași capcană ca și aur, dragi prieteni. Și faptul că el deja anunță și pregătește, deja bagă șopârle pe sub preș. A băgat o șopârlă, domne, că pregătesc ăștia legea armate și euh, americanii ne vor controla și predăm comanda. Predăm comanda la străini. Păi vă pun o întrebare, dragi prieteni, și vă rog foarte mult să-mi răspundeți în comentarii. Dacă mâine, Doamne ferește, ar fi război, plecăm la război. Cine ați vrea să vă dea ordine pe front? Generalul Izmană, Gabriel Oprea? Sau un general american care a condus numeroase operațiuni militare? Vă spun fără niciun fel de urmă de îndoială că m-aș simți mult mai în siguranță să știu că execut o operațiune militară planificată de un militar cu experiență în armata americană decât una planificată de orice fel de general din România. De oprea? Cine? Generalul Ciucă? Spuneți, dragi prieteni, sunteți. Ne înrolăm că cei care suntem aici suntem patrioți cu adevărat, nu suntem gargaragica, ca George Simion și târziu și papagalii rusofili, da? Ne înrolăm. Și la înrolare ni se oferă, da, generalul Ilie Năstase. Sigur și alți general de carton. Despre ce vorbim? Deci care e problema? Că se predă comanda armatei în caz de atac, reacție rapidă? Da, foarte bine. Foarte bine. Nu? Ce-ați prefera? Ce-ați prefera dacă, nu știu, presupunând că vi se strică calculatorul, da? Ce-ați prefera? Să-l duceți la reprezentanță sau să-l chemați pe un dorel să lucreze în el? Nu? Deci gândiți-vă numai, dar foarte mulți oameni pică și rolul care este? Rolul este să îi atragă de partea acestui curent rusofil, anti-american, anti-european. Pentru că asta vrea Putin, oameni buni. Asta vrea Putin. Și Florin Călinescu deja pregătește terenul. În mie mi este egal dacă Mario Mocan e pur și simplu tut și nu înțelege, da? nu exclud această posibilitate pentru că el are niște exprimări care trădează o educație destul de uh, rudimentară E egal dacă el e habarnam sau dacă el face cu bună știință ceea ce face pentru că sunt niște lucruri pe care nu le știm Și agenda lui ascunsă care acum începe să iasă la lumină uh, Florin Călinescu este personajul principal Florin Călinescu deja fertilizează terenul. După ce au adunat o audiență imensă, spunând că ei într-adevăr ar reprezenta și n-am avut motive să nu-i credem, dacă le acordăm persoanelor prezumția de nevinovăție. Și iată că acum, exact, exact, exact ca și ce s-a întâmplat în 2020, adevărat cu aur pe un alt fond de pandemie. Poate de asta USR nu l-a cooptat. Da, este foarte posibil să fi avut informații și din această pricină să nu fi stat de vorbă cu ei, pentru că știau că sunt ce sunt. Da? O să vedem, o să ne lămurim. Cert este că pericolul oameni buni este imens. Imens dacă noi nu votăm cu cap la aceste alegeri. Sunt cele mai importante alegeri din 90 încoace și 90 tot așa ne-a făcut. Tavariștii, atunci era altă garnitură în România. Toarășul Iliescu, Toarășul Geru Voicam Voiculescu, Toarășul Petre Roman, Plodul Cominternistului Walter Roman. Da? Și ne-au făcut atunci. Și ne-au făcut fix ca și acum. Țineți minte? Târgu și Ungurii, instigare la ură, tot cu metodele rusești ne-au făcut. Și acum ne fac cam tot așa. Cam tot așa, dragi prieteni. Fără investiții în armament nu plec pe niciun front, ci din țară. E, Florin, stai liniștit că suntem țară membră NATO. De asta suntem țară membră NATO. Un luptător din Getica, dacă nu mă înșel, a spus că nu au cohone, ca să nu zic altceva mai blurat. Cui le-au spus? Uh... Acum se vede dacă. Da, anul ăsta vom vedea, Andrei Ionuț, dacă ne-am deșteptat. Dacă suntem ca nimnul național sau încă suntem adormiți. Da? În somnul cel de moarte în care ne adânciră tiranii securistoizi. Cei din Cetica li s-a adresat celor pro-Rusia din țară. A, am înțeles, da? Nu știam, nu știam dialogul, nu știam subiectul și de asta de asta, de asta m-am uitat. Noi de pe acest canal cred că vom vota cu ca problema este cum vă vota ceilalți români. Da, problema este și aici vreau să ajung, dragi prieteni, că sunt 600. Problema este că e și un. cum să vă explic, este și un baraj informațional incredibil. Foarte multă propagandă, foarte multă manipulare, foarte multă prosteală se aruncă în public, prin intermediul televiziunilor de știri, trusturilor de presă, cei care încasează zeci de milioane de euro de la ăștia, ca să prostească lumea. Pe rețelele sociale, iarăși, este o propagandă foarte agresivă și va deveni și mai agresivă. Ce putem face, totuși? Ce putem face? Sigur, eu sunt prezent, am, o să încep să fiu și mai prezent. Ați văzut că am intrat și în acel format de live special pe alt. Care este dus de YouTube mai mult pe telefoane mobile și se duce la mai multă lume, dar este foarte important, dragi prieteni, este foarte importantă implicarea fiecăruia dintre noi. Toate aceste mesaje, toate aceste lucruri pe care noi le discutăm și le conștientizăm, pot fi duse la cât mai multă lume. Este foarte important, e mai important decât oricând, fiecare share, fiecare distribuire. E important să știți că atunci când urmăriți materialele până la capăt, 100%, cu cât sunt mai mulți utilizatori care urmăresc 100% un material video, cu atât YouTube-ul consideră mai relevant. Se face procentul cât urmărește fiecare, rezultă o medie de urmărire, cu cât e mai mare media aia, de simplu fapt că vă uitați, contează, ajută algoritmul YouTube să înțeleagă că este un conținut important și să-l distribuie la cât mai multă lume. Bună seara, domnul Mălin, Claudiu Gabriel, o soluție ar fi ca Eliescu să fie judecat și arestat pe urmă PSD să fie. Nu, Claudiu, asta, vezi, îmi pare rău că. Uh, sigur, tu nu ai nicio vină, tu te gândești cu disperare la o soluție. Da? Uh, soluția este să ieșim la vot. Vedeți, noi tot timpul, avem pretenția de la altcineva să ne rezolve problema. Problema, pe, problema care a rămas nerezolvată din 90. Care e problema asta? Că noi în 90 nu ne-am rupt de comunism. Iliescu a confiscat totul și împreună cu comuniștii și cu securiștii a parazitat statul român. Și ei au rămas paraziți până în ziua de astăzi. Și produc paraziții ăștia intestinali. În organismul numit România, fel și fel de boli grave, stări de vomă, da? mineriadele, dureri de cap, comă, uh, diaree, regimul Adrian Năstase, tuse cu sânge, regimul Dragnea și așa mai departe. Și de fiecare dată când s-a întâmplat, cel puțin... În ultimii 20 de ani Mereu în societate, sigur A fost perioada protestelor, am ieșit la proteste Am ieșit degeaba dacă în 2020 lumea nu s-a dus la vot Și tot timpul se discută Acum pe rețele sociale vedem discuția mult mai clară Și tot timpul se discută Europa, armata, justiția Să-i aresteze, să-i scoată în afara legii să, 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 să Dar adevărul este că Nimic din toate acestea nu se va întâmpla cât timp noi nu ieșim la vot și iau putere politică, dragi prieteni. că Cătălin, vă salut, vă urmăresc de când aveam 13 ani. Mulțumesc mult, Cătălin, sper că ți-am fost foarte, foarte, sper că ți-am fost util în această perioadă. Deci, cât timp noi nu ieșim masiv la vot și nu facem lustrația pe care trebuia să o facem în 90, Paraziții nu dispar din organism. Viermele la intestinal devine și mai mare și o să ne ucidă la un moment dat. O să ne ucidă. Crezi că vom avea probleme la secțiile de votare din diaspora ca în trecut? Nu știu dacă la alegerile europarlamentare vor fi probleme cum vor organiza secțiile și cum se va putea vota. Bănuiesc că vor fi probleme mari la alegerile parlamentare și la alegerile prezidențiale Miza localelor și europarlamentarilor, ei sunt foarte liniștiți pentru locale. Stau foarte liniștiți, nu se agită. Sunt ferm convinși că lumea nu va ieși la vot, că primarii lor și președinții lor de Consilii Județene vor scoate toți asistații sociali la vot, de asta fac aceste declarații. Și vor vota și la locale și la europarlamentare și vor avea un rezultat. Ați văzut că au zis, am comentat ieri toată ziua pe această temă. Răzvan vom ieși masiv la vot, dar pareți ăștia au 1,2 milioane de bugetari. Adică cu cei de acasă 4 milioane de votați. Da, 4 milioane, dar sunt 18 milioane de cetățeni cu drept de vot. De la 4 până la 18 milioane. Hai să zicem că n-au actualizat bine listele alea electorale. Da? Și că vor mai fi cetățeni cu drept de vot care, pe care nu i-au actualizat. De ce, dați așa mai departe. Dar sigur suntem 15 milioane. De la 4 până la 15 milioane sunt 11 milioane de oameni care ar trebui să se implice că ei plătesc taxe și impozite în această țară până pică nas. Plătim taxe și impozite până ne dă sângele pe nas. Păi cum să nu ne implicăm? Cum să lăsăm decizia să fie luată de către cei care cred, atâta minte au ei? Asta este. E dreptul lor să existe și ei pe fața pământului. da. Este și dreptul lor să fie pe fața pământului. Cum să lăsăm noi decizia la mâna alora care cred că șoșoacă e salvarea României? Piedone, e bun gospodar. Da? De parcă un sector din București sau chiar capitala României se conduce cu hârlețul și cu lopata. Nici nu vă imaginați cum trebuie să fie un om la un asemenea nivel și ce IQ trebuie să aibă el ca să poată să facă față provocărilor. Ca așa, oricine poate să ia un TikTok după el și să se plimbe printre blocuri și să se certe cu subaltenii de la primărie, care în general foarte mult sunt neamurile lui, că ăsta a angajat și a angajat toate neamurile, tot clanul la primărie. Da? Dar asta nu rezolvă problemele unui oraș. Și sunt mulți oameni. Sigur, eu nu le. Eu nu-i consider pe oamenii ăia răi, Bun, atâta pot ei. E dreptul lor, să aleagă pe cine vor ei, pe Șoșoacă, pe Simion, pe Călinescu, pe Piedone, toate aceste personaje politice se adresează aceleași categorii de electorat. Și vă spun că nu ei sunt problema, că în toate țările există oameni mai inteligenți, oameni medii și oameni care așa e natura, nu suntem toți egali. Nu suntem toți la fel de puternici, la fel de inteligenți și așa mai departe. Problema este când cei foarte inteligenți și cei din nivelul mediu, din stratul mediu, nu se implică și lasă bețivanii de la parter să desfințeze liftul. Știți exemplul meu cu liftul. Gabi, mulțumesc frumos pentru super chat. Și simplu Cătălin de la dumneavoastră a învățat foarte multe legi, spre exemplu că poțiștii nu au dreptul să te legitimeze cum vor că trebuie să fie un motiv. E vorba de jandarmi. Jandarmii nu au dreptul să te legitimeze, atenție foarte mare, Cătălin. Poliția are dreptul să-și ceară actul de identitate și tu trebuie să-l dai. Trebuie să știi diferența între uh, jandarmi și polițiști. Polițiștii au acest drept, jandarmii nu au acest drept. Fii foarte atent să nu greșești cumva, să nu fie vreun polițist care cere cartea de identitate și tu să crezi că li se aplică regula. Bine, oricum, tu fiind tânăr, nu cred că ți-ar explica frumos. Din păcate, oameni ca Violeta Alexandru nu sunt mediatizați. Sunt mediatizați tu dosi pe done și Firea. Dar pentru că ăștia bagă milioane, zeci de milioane de euro anual în cartelul Mafia Media, din banii mei și ai tăi, Răzvan. Nu se poate așa ceva. Poliția rutieră, și poliția orașului pot cere acte. Poliția rutieră dacă ești la volan, George Calistru. Dacă ești la volan, dacă ești pe stradă, te plimbi și vine polițistul la rutieră să-și ceară actele, nu cred că poate să ți le ceară. dacă el e, se ocupă de poliția rutieră. Majoritatea gândesc diferit de noi, zice Aurora Danciu. Și au impresia că dacă nu votează, pedepsesc clasa politică și nu pot să-i conving de importanța votului. Da, păi e normal, că așa îi învață. Uneltele, că sunt unelte și unelte. Sistemul este extrem de pervers, oameni buni. Ne luptăm cu un sistem de o perversitate hidoasă. Au dus perversitatea aproape la perfecțiune. Doamna Aurora Danciu, că așa îi învață Radu Banciu, așa îi învață Dragoș Pătraru, așa îi învață și alții. Așa ziși. Așa zise voci nenregimentate, care, de fapt, dacă ai puțină experiență, și eu am 30 de ani de presă, recunosc, știți cum recunosc, din primele cinci cuvinte, recunosc punctajele, imediat îți dai seama. Da? Imediat îți dai seama. Nu, nu sunt toți la fel. Mereu am avut ce să votăm dar din păcate nu ne-a mobilizat la vot. Și pericolul este imens, oameni buni, este imens, imens. Și mi-e ciudă pentru că văd că din nou se întinde o capcană românilor din diaspora. Exact cum au făcut-o în 2020, am atras atenția. Vă rog foarte frumos pe toți cei care ați venit mai de curând în această comunitate să intrați în playlistul Aur, capcană electorală, puneți materiale în ordine cronologică, să vi dea pe primul, să vedeți ce am spus atunci. Muzul Cristian Valentin. Mălim, vreau să spun că dacă anul acesta poporul nostru nu alege corect și alege să meargă doar spre este, o abandonez totul. Am obosit, am obosit, dragul meu. Da, să sperăm că nu va fi cazul. Dar nu pot să vă condamn dacă decideți și dumneavoastră să emigrați. Nu pot să vă condamn. Doamna Aurora Dancio Calistru Bimăr, salutare! avem banchet la 4 ani. Dar fustați stau acasă. Azi la RTV a fost reclamă la loto și prezentatorul a incitat la joc să ne dăm seama ce post de mafioț este. Da, Sebastian Ghiță este băgat în industria jocurilor de noroc, industria păcănelelor, pariuri online. Este un jucător foarte puternic, foarte puternic în această industrie. Înseamnă că Maro chiar voia mulți proști, așa cum spunea într-o înregistrare. Am spus că folosesc lozinca, toți sunt la fel, da, zice ca Dumitrache. Uh, mereu am avut ce vota, dar răzvan, noi am fost o minoritate, pentru că, da, nu s-a ieșit la vot. Da, anul acesta trebuie să facem un efort cu toții, să încercăm să împingem aceste mesaje, să le ducem cât mai departe, să uh, facem în așa fel încât ele să ajungă la cât mai multă lume. Dar să știți că ne luptăm cu un sistem de o perversiune absolut incredibilă incredibil. De altfel, sigur această perversitate este șocantă și greu de înțeles pentru generațiile mai tinere. Pentru cei care am prins regimul comunist și știam ce însemna securitatea, ce însemna represiunea politică, pentru noi este doar pur și simplu o conștientizare a faptului că nu s-a schimbat nimic. Și sunt la fel de perverși cum acționa securitatea înainte de 89. Doar că acum chiar nu te mai arestează și nu te mai omoară. Dar au ei metode să ți asasineze imaginea asta. Așa. N-am nicio părere despre Pelegrini. Aur pare să fie puternic. E, pare să fie puternic, dar nu e atât de puternic. Pentru că n-au reușit să-și construiască nimic în țară, nimic, ba mai mult decât atât, n-au candidați importanți pe niciunde, nici nu au candidați peste tot, și mai mult decât atât, uh, și-au bătut joc de cei care au construit filialele și au adus fel și fel de venetici. Aur s-a transformat în cloaca maximă, a zis uh, George Simion, lăsați toți excroci și să vină la noi. Și e au început să vină. <laughs> fel și fel de penal, de traseici, de. Și Simion, nu știm pe ce criterii. Sigur, eu pot să-mi spun o părere, o opinie. Dar e o părere, n-am dovezi în acest sens. Sigur, această părere se bazează pe faptul că au fost oameni care mi-au povestit la alegerile trecute că George Simion le-ar fi solicitat diverse sume de bani ca să fie pe liste să cotizeze. Și atunci bănuiesc că lupul schimbă părul, dar în ravul, ba. Nu am acum dovezi concrete. Deci ceea ce spun este opinie, părerea mea. Părerea mea este că Simion, împreună cu alți mecher de acolo, Lulea cel mai probabil, s-au apucat să vândă funcțiile. Și de aia aduc fel și fel de venetici și își joc exact cum face Mario Mocan cu Florin Călinescu, exact asta face George Simion cu oamenii de bună credință din aur care au investit timp, exact la fel, exact același, aceeași schemă. Își bate joc de ei, efectiv. Mike Gem mă întreabă, cum vezi alegerile? <laughs> Mike, de 39 de minute vorbim despre asta. Hello, Mike. Welcome. Și despre asta vorbesc în general, în fiecare zi. Mike, bănuiesc că este mai nou în comunitatea noastră, nu știe exact ce tip de activitate am aici, dar dacă a rămas, dacă a pus această întrebare, înseamnă că îi se pare interesant subiectul și cu siguranță va rămâne și va putea să meargă în arhivă și să vadă exact. Și după alegeri vor susține PSD în Parlament de câte ori va fi nevoie. Da! Bine, ei vor spune sistemul, luptăm cu sistemul, jos sistemul <laughs> Și după aia când votează pensiile speciale, vot pentru pensii speciale cu PSD-ul <laughs> Așa a făcut AU Ionel Portărescu, la alegerile trecute, 5.000 de euro pentru primul loc pe liste, 2.000 de euro pentru locul 2 pe listele din circumscripții. și cât credeți că. Uh, cât, uh, cu cât vinde acum? Mihai Jerdan, discuții cu urmăritorii. Păi asta facem, discuții cu urmăritorii. Paul Morar oficial, mulțumesc frumos pentru chat. David Petre, eu am 18 ani, vă urmăresc din 2020, din păcate în rândul o dezamăgire și o neposar în același timp, care nu duce la nimic bun. Da, așa este. Analistul Aurolac Dan Dungaciu, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu. Fapt ar fi avut loc când conducea un istot al Academiei Române. Da, am văzut știrea. 5.000 de euro e ieftin. Da, eu cred Cracknaker. Eu cred că tariful e mult mai mare. Cred că e de 10 ori mai mare anul ăsta. Judecând după cât de mult a sacrificat Simion, adică totuși să-ți bagi joc de filiale întregi. Să-ți joc de filiale întregi, trebuie să. Ce părere ai despre faptul că Drul a fost la Gherma? Nu mă uit la germa dragi prieteni. Cred că Drul a fost Tolomac la faza asta, la fel cum a fost Tolomac și Barna când s-a dus la Cristoiu. Fix aceeași părere. Din păcate, nu au o imagine foarte clară a prietenilor și dușmanilor. <laughs> și foarte des confundă, fac confuzie, da? Părerea mea este că a fost Tolomac, el și cine l-a sfătuit să-și asocieze imaginea cu Gargamel, prietenul lui Dâncu, îi dă lui a credibilitate și ăla, bineînțeles, la ultimile alegeri, în săptămâna alegerilor, cu două, trei zile înainte de alegeri, l-a chemat pe Dâncu ca să spună audienței că PSD-ul e ok, că s-a reformat, că sunt buni, că nu știu ce. Domnul Barna tocmai a dat mai mulți urmăritori, unuia care o să-l cheme din nou pe dâncu să zică și să facă. A fost o lomac, dar nu pot ei să cunoască. Gândiți-vă că aici sunt foarte multe circunstanțe atenuante. Pentru că eu cunosc, că știu am fost colegi cu toții și știu despre ce vorbesc, cunosc domeniul. Dar și dacă, dacă nu eram colegi, și nu era această situație particulară. Poate că și mie mi era foarte greu să identific. Plus că ei sunt la București, s-au dus la Cluj, li s-a spus, bă, ăsta e pe YouTube, nu știu ce, hai să mergem să vorbim și la el. Da. Asta este. E toloma că altceva nu este de comentat. Nu urmăresc conținutul acestui personaj, nu am niciun fel de încredere. Știți povestea mea cu bucătarii? Nu mănânc de la bucătari despre care uh, sunt ferm convins că nu-și fac onest profesia. Uh, Mihaela Maria zice că ar fi instigat Sabin German la absenteism la vot. Interesant, bizar. La mine la Alexandre este instaurată dictatura. Victor Drăgușin a uitat câte mandate are în Alexandria. Da, păi... Ăsta era omul lui Dragnea? Nu era omul lui Dragnea cumva. Care e situația acolo? Eu știam că Dragnea e mare jupân. Nu mai este el jupânul în Alexandria? Gata? S-a terminat? Români, ieșiți la votațiune. Cât mai mulți. Nu cât mai mulți și toți. Da, așa este. Ar trebui să ieșim. Nu știu de ce de da, aceea Anciolo și-a putut să fie prieten cu Dâncu. De ce nu și-a dat seama cine este Dâncu? Nu știu, eu nu știam că au fost prieteni. Spuneți că au fost prieteni, poate doar au avut relații de colaborare politic. Nu știu să fi fost prieteni. Uite, o să mă documentez pe această temă și o să văd exact. Uh, invită și tu politicieni de la Volt ca să nu mai spună alții că ești plătit de USR. Păi nu spune nimeni că sunt plătit de USR. A zis avocatul, cu culis l-am dus în justiție, n-a putut să demonstreze, plătește daune. <laughs> Acum eu nu fac, Florin, eu nu fac, îmi pierd, eu nu-mi pierd timpul, da? cu scheme, să fac nu știu ce, ca să nu mai zică lumea nu știu ce. De asta mie mi se par prostii, dragă Florin. Eu, rolul meu este să mă uit care sunt cele mai importante subiecte ale zilei, să vin în fața dumneavoastră să vi le explic. Nu să fac scamatorii și lucruri și chestii, să invit pe nu știu cine ca să nu mai zică lumea că nu știu ce. Păi eu nu-mi reglez discursul și comportamentul profesional după ce zice lumea, Florin. Eu nu după asta îmi reglez comportamentul profesional și nu mi-au deciziile profesionale. Eu îmi ghidez comportamentul profesional după principiile pe care le-am învățat la facultate, pe care le-am citit din cărți și în virtutea cărora am exercit profesia de jurnalist. Da? În ultima vreme, Mario Mocan elimină din partid și din pagini pe toți cei care nu sunt de acord cu Florin Călnescu. Da, da, n -are, n -are, uh, Nu are niciun fel de loc niciun fel de dialog democratic în PDU. Este a decis Mario Mocan să l aducă pe Florin Călinescu. De fapt, nici nu știm cine a decis, că dacă mă uit la live-urile lor, Florin Călinescu are o atitudine de șef, clar, dominantă și Mario Mocan are o atitudine submisivă. Și aici este ceva foarte ciudat, foarte bizar. Este ca și cum Florin Călinescu ar fi reprezentantul adevăratului stăpân al PDU. Și Mare Omocan, ca și cum, nu știu cum să vă explic, un Boier, are un Conac. Și are un administrator de Conac care locuiește acolo. Și la un moment dat, Boierul îl trimite pe fratele lui la Conac. E fratele Boierului. E are parte din Conac, de la părinți. Și, practic, administratorul e ca o slugă. Cam așa mi se pare mie, cam asta este relația uh, cam asta este relația pe care eu o văd. Senior Mining am vorbit despre asta, n-am ce să comentez mai mult. E serios, n-am ce să comentez mai mult. A fost tont. Exact cum a fost și Barna când s-a dus la Cristoiu. I-am explicat, știți că m-am și întâlnit cu Barna, am avut o discuție cu el, sunt toți, dar nu, e o, nu este o greșeală, pentru că nu e ceva, cum să vă explic, greu, reglaj fin. Nu toți politicienii știu lucrurile așa cum le știu eu și cum le știți și dumneavoastră și le percep astfel. Eu am experiență, 30 de ani de presă. Nu toți politicienii au lucrat 30 de ani în presă ca să înțeleagă atât de bine absolut fiecare detaliu. Și atunci, pentru mulți politicieni, există personaje care sunt aparent ok. Vreau să scriu dacă e Partidul Democratic, deciziile nu se iau doar de un om, Mare un Mocan. Stai să vezi dacă a avut cetățenie română, Fritz, cred că ar fi avut șanse mai mari ca rolul la președinte. Am observat și eu același lucru. Din primele zile, după anunțul cum că Florin Cărnescu ca și locomotivă electorală, am avut suspiciuni că acel partid este condus în realitate de altcineva. Dar mie asta mi se pare. Uitați-vă puțin la atitudinea lui Florin Călinescu în live-urile pe care ei le fac. Și la atitudinea lui Mario Mocan Nu este o atitudine de... Este fix invers de parcă Florin Călinescu ar fi președintele și fondatorul partidului Și Mario Mocan ar fi unul pe care l-au adus și testează cu el să vadă dacă locomotiva trage trenul Ceea ce pe mine mă face să cred că Florin Călinescu nu cred că este el în spatele acestei chestii Dar cei care sunt stăpânii l-au trimis pe Florin Călinescu. Asta este convingerea mea, asta este opinia mea. Și cine l-a mai trimis pe Florin Călinescu în politică? Cine? Adrian Năstase cu gașca de mafioți? Ați văzut știrile. Și asta minte cu tufeu. Deci minte este incredibil cum îi prostește pe oameni. Deci este ireal. Domne, este un ziarist vopsit? Eu nu sunt vopsit, deci bănuiesc că nu se refer la mine. Bănuiesc că și alții iau mai care merge la coafor și s-a vopsit prea mult blond, zice, și de la o și călinesc un din astea. Da? Sunt narațiuni așa amuzante. Și zice că eu am fost secretar de stat și eu n-am fost secretar de stat. Și vine Mario Mocan și zice și eu am verificat la ANAF. anaf nu dă informații la terțe persoane. Da? Dar mă rog, cine lucrează cu anaf știe. Abia îți dă ție informații despre tine însuți. <laughs> dar îmi minte să-ți dea despre altcineva. Dar într-adevăr, el n-a fost secretar de stat. A fost consilierul de imagine al ministrului. <laughs> sunt două lucruri total diferite. Total diferite. Secretarii de stat sunt un fel de funcționari, în alți funcționari publici, dar tot numiți politic, care se ocupă de linii directoare, dacă vreți, în minister. Nu știu ce exemplu să vă dau. Ministerul de interne, hai să luăm, da? cu siguranță are o direcție acolo de ordine publică. Direcție care coordonează poliția de ordine publică și jandarmeria. Ei bine, secretarul de stat, unul dintre ei, se ocupă de ordine publică la nivelul ministerului. În timp ce consilierii miniștrilor sunt mult mai apropiați de miniștri, secretarii de stat de obicei vin de la partide. Dar consilierii miniștrilor sunt oameni apropiați, oameni cu care ministrul are relații. Și consilierii de imagine, de ce vreți dumneavoastră, reprezintă altceva. Cu totul altceva. Niciunde n-a scris și nimeni n-a spus, nici eu, nici celălalt jurnalist care se vopsește, nu știu cine e, habar n-am că nu mă interesează astfel de aspecte, merge la coafor, eu merg la frizer și mă tund frizerul știe, da? Este freza regulamentară, conform regulamentului. Așa este freza mea. Fizerul știe regulamentul și nu e prea multă discuție. Și, în rest, aici, soția mea se ocupă de lucru meu. Este și director de imagine, pe fața pe care o vedeți. <laughs> Ea este directorul de imagine, da? căruia datorez această imagine. Dar eu îl urmăresc pe YouTube și pe George Bumi și a zis că îi se oferise și lui o sumă de bani pentru a spune ce vor cei de la guvernare, doar că a refuzat. Da, dar sunt mulți YouTuber de ăștia. Ați văzut fire la a zis, o fac bani. Punct. Dacă nu-l punești pe Zergie, pe listă, nu are ambiție. Eventual pe Nelson Mondial. Da. Și... El n-a fost secretar de stat. El a fost consilier de imagine. Sunt două lucruri diferite. Și el minte. Deci... Mare Mocan e posibil să fie habarnam și să-i fi zis Călinescu și poate el chiar crede în mintea lui, în creierul lui, să lășluiește această confuzie. Da? Dar Florin Călinescu știe bine ce a fost. Deci el știe foarte bine. Și cu cinism. Cu un cinism, dragi prieteni, incredibil. Cu un cinism incredibil, mint oamenii. Deci așa ceva este, este ireal. Este exact stilul lui George Simion. Și uitați-vă că e același modus operandi, da? acțiuni așa zis, civice, scandal, transmisii pe rețele sociale, live-uri pe TikTok. Cine procedează astfel? George Simion, Piedone, Șoșoacă, Florin Călinescu. Acum, dacă lumea crede că țara se poate schimba, slash, salva cu un om care vine din străfundurile anilor 90, a trecut prin PNL, prin PSD, iubirea uh, iubirea lui uh, Năstase. A zis că a fost consilier onorific pentru că romii sunt sensibili la titluri. Domne, sunt articole din toată țara. Păi ce, el a mințit? El s-a dat ceva ce nu este? Păi atunci e și mai grav. Cum să votăm un astfel de om? Cum să votăm un om care a umblat prin țară să prostească robi, că el e consilier și el nu era consilier? Vă dați seama? Păi așa îi prostește și pe ăștia de la PDU, cum îi prostea pe rom, că el o să facă, că o să dragă, că o să nu știu ce. Păi cum să mai ai încredere în orice spune un om dacă el zice, dacă el, dacă asta e poziția lui, că el nu a fost consilierul lui Ioan i-a mințit pe romi, păi cum să mai ai încredere într-un astfel de om? Ce încredere să mai ai? Uite, de unde știi că nu te mintești pe tine cu privire la tot ceea ce zice el că vrea să facă? Mai ales că, e, mai ales că, indiferent cum s-a prezentat el acolo și de ce s-a prezentat astfel, dar cert este că au scris ziariștii. Acum, aș imaginează cineva că putea să umble unul de nebun prin țară, să apară în presă, că el e consilierul ministrului. Și chestia asta să nu ducă la niște dosare penale? Își imaginează cineva, mai ales un om atât de... Ca să vedeți că explicația lui Florin Călinescu e, e pentru proști, exact cum zicea Mareu Mocan. Cât mai mulți proști, da? Păi numai un pic, dacă stai și te gândești. Păi cum? Păi a scris presa. Și el, dacă nu era consilierul ministrului, păi ajungea la ministru imediat. Domnul ministru, umblă Florin Călinescu de nebun prin țară, zice că e consilierul dumneavoastră. Poftim? Ia încercați dumneavoastră. Încercați dumneavoastră să. Adică nu faceți asta, vă rog eu frumos, că nu vreau să aveți dosare penale, da? Dar vă rog să scrieți dumneavoastră în comentarii ce am pățit oricare dintre noi dacă mâine am scrie pe Facebook. În calitate de consilier al Ministrului de Interne, vă sfătuiesc să treceți strada corect. În cât timp credeți că ar fi poliția la noi la ușă? În cât timp? Și noi nu suntem Florin Călinescu. Deci el susține, ca să vedeți, că se încurcă în explicații. Pentru că nu poate să spună adevărul. Că adevărul, dacă l-ar spune, s-ar termina, dacă ar spune adevărul. Da, domne, am avut, am avut tot timpul, din 90, o șmecherie cu vechiul sistem securist-comunist. Și de asta m-a promovat Adrian Sârbu, de asta am fost proprietar la fabrica optică, fabrică care făcea afaceri cu armata. De asta m-am dus pentru Adrian Stase că cine în spate mă trimitea, mă punea la treabă. Bă, băiatule, te-am făcut o mare, dar prestezi și tu pentru noi. Da? Prestezi. Păi nu poate să zică chestia asta. Și părerea mea este că aceeași entitate, da? convingerea mea, opinia mea, bazată pe aceste indicii, opinia mea este că nu e o simplă și nefericită coincidență între poziția de number one la Mogulo Adrian Sârbu, cameramanul grupării Iliescu KGB. Poziția de persoană care a investit în industrie militară și a avut contracte cu armata. Poziția de trompetista lui Adrian Năstase. Candidatura tentativa la PNL, poziția de blocare a culoarului verde și tot ce a făcut la Partidul Verzilor. Cred că asta nu este. Cred că asta nu este o simplă și nefericită coincidență. Doar că poate trece de la jurnalist la politician. Atenție foarte mare. Florin Călinescu a făcut un show, nu a făcut jurnalism. El a fost un showman și a avut o echipă de producție, el este actor. Să nu faceți această confuzie cu acele întâlniri, Ciolonel și-a definit apartenența. Deci este foarte periculos, oameni buni. Și eu am datoria, pentru că m-au susținut foarte și mă susțin în continuare foarte mulți oameni din diaspora. Vedeți, cei care susțin activitatea mea pe Patreon, aici pe YouTube, chiar dacă erau susținători, susținători foarte ferm diaspora unită. Niciunul n-a plecat, niciunul nu mi-a reproșat. Gata, nu te mai susțin. Că... Aici deja e o diferență. Oamenii au înțeles că le sunt mult mai util atunci când le contrazic convingerile, decât atunci când uh, avem, suntem și conștientizăm împreună același lucru. Cel mai util le sunt și vă sunt. Uh, atunci când eu văd ceva ce dumneavoastră nu reușiți să vedeți și vă atrag atenția, stop, stop, nu merge mai departe că aici e nasol. Mălin sunt prin Reșița câteva zile. Nu, nu prea am drum la sa trebuie să merg, trebuie să vin, dar uh, puțin mai încolo, puțin mai încolo. Momentan am avut niște procese pe aici, mai am alte procese, mai trebuie să fac concluzii scrise la procesele care s-au terminat. Trebuie să mă duc și cu mașina la service, să-i fac distribuția. O grămadă de probleme administrative mă copleșesc în această perioadă. Sper să uh, le depășesc cu bine. Și e și complicat pentru că am luat o decizie așa dură și fermă să mă ocup un pic mai mult de sănătatea mea și să fac sport în fiecare zi și chiar nu vreau să renunț. Și asta e un pic mai complicat, mai. Da, în fine, ideea este că momentan nu sunt în poziția să plec la drum lung din mai multe motive. Deci la Reșița e ok Sanderuțu. Da, Sanderuțu este foarte ok. Merge brici, și mai nou, îi se deschide și porbagajul. <laughs> în emisiunea live de acum două săptămâni am făcut mișto, am făcut pamflet și am zis că le ofer domnilor de la SRI, le ofer uh, o okay, cheie ca să nu mai strice încuietorul. Și dimineața, când m-am dus la mașină, am avut surpriză dacă s-a deschis porbagajul, ca niciodată. <laughs> și de atunci se deschide porbagajul, merge, brici, nicio problemă. Nici o problemă cu porbagajul. Brici merge, nu-mi vine să cred. E, nu știu, mai fac o glumă. Poate cine știe, poate am noroc și de data asta, da? Domnul, rog, ar trebui să fac distribuția. <laughs> nu vreți să mă ajutați să-mi faceți dumneavoastră distribuția dacă tot mi-ați reparat în cuietorile? Plec vreo două zile din oraș ca să nu vă deranjez. Și să faceți și distribuția. Se poate, domnul rog? Dacă se poate, m-ar ajuta. Măcar au făcut o faptă bună, da. E... S-a întâmplat, oameni buni, ca să vedeți că Universul, evident, e un pamflet acum, cei care au venit mai de curând și nu mă cunosc, poate o să zică, wow, wow, ce zice ăsta? Nu, e un pamflet. Fac haz de necaz, nu cred, doamne ferește, nu cred că sunt mecanici auto, specialiști în încuietori, mai ales în reparat încuietor, eventual poți să ți le spargă, să ți le lase așa. Dar fac și eu că e amuzant. Uneori în viață se întâmplă lucruri în secvențe care sunt foarte amuzante, foarte, foarte amuzante. Corpul îți va mulțumi că faci sport și eu de-abia reușesc să vă motivez, dar merită. Da, da, într-adevăr, simt o îmbunătățire, o îmbunătățire extraordinară. Singura problemă este hot temperature, este la partea de dietă. Nu reușesc nici cum să mă înfometez așa cum ar trebui ca să fie totul perfect și mai scap un prostii. Mă apuc din când în când să mănânc prostii. Bun. Haideți, dragi prieteni, că tempo fugit. Așa, timpul fuge. Haideți să. Păi am început să vorbesc de aia și a început să buzie în microfonul. <laughs> e ca un semnal pe care ei mi-l dau. Deci deja avem o convenție. Uh când încep să vorbesc de ei, e microfonul și semnalul pe care îl mi zic, ai, mi-l spun ei, ai grijă cât vorbești. Că dacă vorbești prea mult, se întrerupe live-ul. Ați văzut, a fost o emisiune în care am vorbit prea mult și s-a întrerupt live-ul. Deci, dacă ați auzit băzitul, eu nu aud sunetul, dar dacă ați auzit băzitul, Uh, am înțeles, domnul, gata, nu mai schimb subiectul, lăsați-ne în pace că vrem să ne vedem de emisiunea noastră, liniștită. Veți schimba mașina în 2035. Parlamentul UE a votat că interzic mașinile poluante. Păi cine a zis că mașina mea e poluantă? E în standard, respectă totul, e revizia la zi. Aș putea să-i pun un motor electric. Aș putea să fac asta în 2035. <laughs> Dar zic eu, Florin, că până în 2035, nici nu știm dacă mai există planeta asta la cum se uh, întâmplă lucrurile cu încălzirea grobară și ce război ne paște. Nu vă înfometați și mai bine mâncați alimente sau mâncare cu densitate calorică redusă. Da, de punch, dar cine are răbdare, serios? Trebuie să stai cu calculatorul toată ziua să vezi, să calculezi gramajele. Deci, este o nebunie. Eu vreau să trăiesc, nu să fac matematică. De câte ori vreau să mănânc, trebuie să fac matematică, să calculez Suta de grame aia, aia, ce calorie are, ce. E o nebunie întreagă. Deci, este o nebunie. De deci ce este o nebunie chestia asta? Este ceva, nu știu, prea obositor, prea stresant, serios. Și așa sunt stresat când îmi vin facturile, când îmi vin procesele, când nu mai trebuie să mă ocup și de asta. Ideea pe care mi-a spus-o antrenorul este că zice, pot să mănânci ce vrei tu, dar să mănânci cât mai puțin și să nu mănânci seara după o anumită oră. Florin Călinescu, Popolici, Popușar, Trompetă, Văbuzea, da, pe Leon. Totul este să nu faci exces. Da, despre asta este vorba. Eu zic că nu fac exces, dar uitați-vă că am pățit o săptămână trecută, fac o mică paranteză, că văd că vă interesează și acest subiect și nu protestează nimeni. Fac o mică paranteză. Săptămâna trecută am pățit-o. Mi era poftă de niște alune cu gust de paprika pe care le mâncam eu când de mult și am luat o pungă și mi-am pus într-un castronel puțin. Nu mi-am pus mult și nu vreți să știți două zile ce criză de fiere am făcut. Și ce rău mi s-a făcut de la alea. Deci a fost horror. Horror deși am consumat o cantitate mică. Se interzice vânzarea de mașini noi. Cele vechi rămân, zice crack, uh, crack uh, Cracker. Da, păi s-ar putea când apare Dacia electrică, full electric, dar nu Spring. O Dacia electrică capabilă să mă ducă București-Timișoara. Da? Măcar București-Timișoara dacă nu dus întors posibil atunci să schimb sanderuțul. Trebuie să împlinească două condiții, să facă un milion de kilometri, să nu se strice până atunci și bineînțeles să funcționeze în condiții optime, să treacă ITP-ul, să nu polueze, să fie totul ok. Oricum mașina are, vă spun, are 400, aproape 420.000 de kilometri și de exemplu nu consumă ulei deloc. Deloc. Nivelul de ulei, când mă duc să schimb uleiul, când fac revizia, schimb uleiul și nivelul ăla de ulei este până la următoarea revizie. Nu consumă ulei deloc, deloc, deloc. Dar toate reviziile le-am făcut numai, le-am făcut exact cum scrie la manual și le-am făcut numai în reprezentanțe Dacia. cu piese originale pe procedura Dacia. Și vă recomand tuturor celor care uh, cumpărați mașini noi, că eu așa am luat-o de nouă. Mergeți la reprezentanță, da, e mai scump, da, știu, știu toată discuția, dar eu cred că de asta, nu pentru că aș fi eu. Într-adevăr, sunt și un șofer grijuliu, nu-mi place să bruschez mașina, să o forțez, să... dar eu am Sandero de 1.6, 395.000 de kilometri. Da, așa e și al meu, 1.6. 420.000. Bro, transmit și când o țin cu o mână că e soare afară, da? Dacia Bay Renault. Da, Dacia Bay Renault. Bună seara tuturor, Silvestru Grădinaru, dacă doar UE face acest reglementor, nu vom reuși să salvăm planeta. Da, evident, evident. Trebuie să fie un efort planetar, deși nu știu că e foarte complicat. Îmi pare că s-a declanșat o reacție în lanț care, chiar dacă acum s-ar opri toate activitățile poluante, nu e cert că lucrurile Degradarea poate fi stopată, poate fi încetinită, dar nu stopată. E destul de complicat. Răzvan face reclamă la Opel Astra H, motorul 1.3 diesel. Bun, dragi prieteni, în Ungaria ies mii de oameni în stradă și cer demisia lui Orban. Da, ies mii de oameni în stradă și cer demisia lui Orban, dar ar fost mult mai bine dacă ieșeau la alegeri și nu mai câștiga partidul lui Orban. <laughs> Înțelegeți? Deci, țineți minte alegerile au fost alegeri. Au fost alegeri, da, în 2016. Și lumea n-a ieșit la vot. Și Dragnea cu PSD-ul au ieșit jupâni. Și după aia a stat în stradă patru ani de zile. Și după aia din nou n-a ieșit lumea la vot. Și acum avem partidul comasat. Înțelegeți? Crezi că alegerile din Ungaria lui Orban au fost trunchiate Totuși, este țara membra Uniunii Europene Ungaria, este sub monitorizare, procesul de alegere este sub monitorizare. Cred că este foarte greu către imposibil să falsifici alegerile într-o țară europeană. Sigur, în Rusia, unde nu există observatori, poți să faci orice. Dar într-o țară europeană, unde trebuie să respecti anumite norme și există observatori pe mai multe straturi, cred că este foarte greu către imposibil și mai ales nu ai cum dacă națiunea vine împotriva ta și dacă e prezență masivă la vot, nu ai ce să faci. Și adevărul e că națiunea maghiară nu a venit împotriva lui Orban. Eu nu sunt maghiar, nu trăiesc în Ungaria, nu înțeleg de ce îl votează lumea, nu pot să pricep da? ce fascinație au pentru el. Da? Poate că dân și pricep mai bine. Știu că mă urmăresc mulți maghiari, dacă sunt pe recepție și înțeleg de ce e votat Orban, îi rog foarte frumos să îmi scrie în comentarii. Poate nu neapărat aici, în chat, cât în comentariile care rămân fixe. Așa cum cer israelienii de lui Netanyahu. Nu tot ei l-au votat. Da, exact. Uh, Kilometri nu ani. Ani are 17, zice Adrian Neancu. Bănuiesc că la mașini este discuția. Bun, haideți să vorbim, dragi prieteni, că am luat-o invers. Voiam întâi să vorbesc despre aur, și după aia despre diaspora unită. Am vorbit suficient despre diaspora unită, avem și alte teme, și vreau să vorbim puțin mai mult despre aur, pentru că ăsta rămâne un pericol. Dar Slovacia a câștigat Rusia și la alegerile prezidențiale, ceea ce e destul de grav. Și vedeți că Ungaria, Slovacia îl susțin pe Iohannis în demersul lui care este de încurcă lume la NATO. Și zic că asta este foarte interesant, nu? Credeți că e o simplă și nefericită coincidență? Hmm? Credeți că este o simplă și nefericită coincidență? Vă rog să scrieți în comentarii dacă dumneavoastră credeți așa ceva. Haideți să vedem. Zice cineva iar s-a oprit brus. Sper că nu s-a oprit live-ul. Doamne ferește, eu văd aici, vă văd. Vă rog să-mi scrieți dacă s-a oprit cumva live-ul Sper că nu s-a oprit Merge Doamne, tu la doamne, m-am speriat Și ăștia de la Aur au făcut mare lansare de candidați La Europarlamentare La Târgoviște Bineînțeles Folosesc ca imn o melodie a trupei Phoenix, ceea ce este o mizerie incredibilă, încă o mizerie incredibilă. O mizerie la fel de mare cum va fi fiecare vot al vreunui român din diaspora pe o listă unde e Florin Călinescu. Deci este o perversiune hidoasă. Da? Asocierea asta, Nicu Cova ce a făcut, o știți că am comentat la vremea respectivă, extrem de dubioasă. Extrem, extrem de dubioasă. Și vă spun, eu am fost foarte pasionat de Phoenix și de povestea lor și eu tot timpul am avut așa o... Cum au putut ei să treacă granița atât de ușor? Deci tot timpul am avut o... Păi, dar totuși cum i-a păcălit pe aia? Că nu prea puteai să-i păcălești așa ușor. Nu prea puteai. Cine știe ce om afla noi și despre domnul Nicu Covaci în viitor, la un moment dat? Cine știe ce om a Dumnezeu știe, cum zicea tatăl meu, când nu aveam. Tatăl meu avea răspunsuri, bunul meu, tatăl, vedeți aici, și e ușoară. Avea răspunsul la 99,9% dintre întrebările pe care le-am pus eu în copilărie și în adolescență, indiferent care era natura acestor întrebări. 60-70% dintre răspunsuri le avea din cărțile pe care le-a citit și îmi spunea, Mălin, nu știu cine a scris nu știu ce, sau în piesa de teatru era un personaj care avea aceeași întrebare ca și tine. Știi ce răspuns i s-a dat? Dar exista, nu putea avea răspunsuri la 100% dintre întrebări. Cred că niciun tată nu are pentru fiul său răspunsuri la 100% dintre întrebări. Și puținele întrebări la care nu avea răspuns, primeau totuși un răspuns de la bunul meu tată, nu spunea niciodată, nu știu. Nu știu ce să zic, nu. Știa. Și foarte rar când nu știa, spunea, fiule, Dumnezeu știe de ce. Da? Așa vă zic și eu, Dumnezeu știe ce asociere poate fi între niște oameni care teoretic sunt simbolul rezistenței anticomuniste, și niște troli ai sistemului securisto-rusofil din această țară. Și, cum? în mod normal, vă dați seama că nu se pot asocia. Da? Nu se pot asocia. Pui apă, pui ulei, nu se amestecă niciodată. Dacă se amestecă, înseamnă că una dintre substanțe nu este ceea ce pare. Fie uleiul nu este ulei, fie apa nu este apă. Înțelegeți, dragi prieteni? Despre asta este vorba. Răzvan îmi place steagul cu SUA? Da, este un steag pe care l-am purtat, l-am adus, primul steag american care a fost adus la protestele Rezist Este acest drapel pe care l-am adus în Piața Victoriei, după aceea foarte multă lume mi-a urmat exemplul La vremea respectivă era la începutul maratonului Civic Rezist, făcuse Ion Iliescu niște declarații usofile, nesimțite Și atunci am făcut un live și am zis că m-a enervat Ion Iliescu și hai să-i dăm un răspuns lui Iliescu, să venim cu steaguri americane. <gânghe> și ăsta a fost răspunsul meu pentru. Și da, și acest steag l-am avut când ne-am întâlnit cu doamna Metzola Și ăsta a fost răspunsul meu pentru Ion Iliescu la vremea respectivă. Toate agențiile de presă au dat, am dat și interviuri atunci la Associated Press, e pe YouTube. Toate agențiile de presă au dat că România au ieșit cu steaguri americane. A fost un moment foarte, foarte, foarte important. Fo nu vă imaginați cât de important a fost faptul că atât de multă lume. A prins ideea și ideea s-a dus mai departe. Și păstrez acest drapel aici, în primul rând, pentru că este foarte important parteneriatul nostru strategic, pentru că am fost cu el, ca și cu tricolorul de lângă, ca și cu steagul de aici, la foarte multe proteste, dar și pentru că atunci când am devenit jurnalist independent și nu știam exact, eram hotărât să mă revolt. Asta era singura mea. Reacție, să mă revolt la ce se întâmpla. Și comunitatea românilor din Statele Unite m-a ajutat enorm, enorm de mult în drumul ăsta al meu, fantastic, către ceea ce reconstruim împreună astăzi. Acest tip de jurnalism 100% curat, 100% independent și liber este. Și meritul, în mare parte meritul românilor din Statele Unite care m-au susținut foarte mult Ce părea că Repers a aliat cu Volt? Mm, mi se pare interesant mm, Reprezintă valori comune, cel puțin de câte am citit eu despre Volt la nivel european Când am citit despre lansarea acestui partid am fost foarte optimist Și speram că Nu știu, mi se pare că stă rău tricou și Și speram că și în România vor veni Și din păcate nu sunt foarte prezenți, nu Faptul că s-au uh, asociat cu reper mi se pare o idee bună. Poartă steagul sua și întâlnește cu șoșoacă. Fac pariu că o să... Da, pot să fac asta, nu mi-e greu, dar credeți că vrem circ? Ajută la ceva? Trump face campanie de donații, ca sărăcit ca și Simion. Cineva m-a întrebat ce părea în cu oamenii au votat. Trump e foarte complicat. Dar uh, un motiv în plus uh, am aici de apelul american, este modul în care a funcționat democrația. Ați văzut că Trump a încercat să facă și sistemele democratice din Statele Unite au funcționat. La noi n-ar fi funcționat. Se putiniza domnul Trump. Rămânea forever. Da? Asta este diferența între democrație și dictatură. De asta Statele Unite rămân cea mai mare democrație a lumii. Trump face campanie de donații ca să răcit. Cresc, care crezi că este țara cea mai apropiată de România în sensul de sentimente și care ar să în ajutor? Franța? Nu știu. Cred că astăzi cea mai apropiată țară de România este UK. Din foarte multe motive. Chiar și faptul că regele Charles are aici proprietăți, vine aici, ne cunoaște țara foarte bine. Faptul că cea mai mare comunitate românească trăiește astăzi în UK. Cred că asta ar fi țara cea mai apropiată. Din punct de vedere militar, marele, fratele nostru mai mare, fără de care nu prea facem în față în cartier, da? Nu știu câți dintre dumneavoastră ați crescut în cartiere muncitorești. Eu am crescut în cartiere muncitorești și eram singur la părinți. N-am avut norocul să am un frate mai mare lângă mine. Dar m-am integrat într-o gașcă și am reușit să supraviețuiesc în acele condiții. Dar știți că cei care aveau frați mai mari erau mult mai relaxați când ieșeam la joacă, când se lua cineva de ei, știți, nu? Noi avem un frate mai mare acum. Și pe Putin îl deranjează. Putin e interlopul care vrea să-ți fure sembișul. Și nu fură sembișul, decât de la aia care sunt sigur la părinți, care n-au frate mai mari. Că îi frică. Că vine fratele mai mare și dă peste ochi. Cam asta este situația cu România momentan cam așa arată sondajele, dar nu știu cum vor arăta peste 6-7 luni, zice de Panci s a de că ar face o alianță cu aur și Sos Da, mi-au spus oamenii, o să mă uit și eu la live, n-am avut timp. Mi-au spus oamenii că ar făcut acum două zile un live în care la final ar fi spus că el ar prefera să facă alianță electorală cu aur și cu sos. Sper că au înțeles bine oamenii, o să mă uit exact. Deși am primit aceeași informație de la foarte mulți oameni. Domnul Mălin, ați avut dreptate, uitați-vă ce a zis ăsta. Zic că e imposibil ca atât de mulți oameni să fi înțeles greșit ce a vrut să spună Florin Călinescu. Cum naiba să câștige Trump alegerile? De ce ar vota americanii pe Trump? E, uite, nu este Alin aici a precum că se explică el de ce îl votează americanii pe Trump. De ce îl votează unii români pe piedone? <laughs> De ce? Îmi plac analogiile tale, Mălina, am învățat și încerc să fac și eu asta când discut cu cineva despre politică. Da, avem nevoie să construim astfel de exemple atunci când purtăm discuții despre politică, pentru că ele ajută la înțelegerea mai corectă a situației. Și să vin în concret, deci vă spuneam despre ăștia de la aur, că au făcut ei, au făcut lansarea candidaților. Și vreau să vă citesc din Claudiu Târziu. George Simion, în mod bizar, deși s-ar putea să nu fie bizar, pare că se ferește să candideze la președinție. Ceea ce ar fi destul de amuzant. Oare din cauza faptului că este frică să nu fie verificat de serviciile secrete? <laughs> Oare știe, e frică? A? Credeți că de aia? De ce credeți? Dragi prieteni, sunt foarte curos să aflu părerea dumneavoastră. Ce zice Claudiu Târziu? Claudiu Târziu, eminența cenușie aur, da? Claudiu Târziu chiar este un intelectual acum că e pe ulei, că face jocurile rusie, că asta e altă discuție, da? Între el și George Simion, diferența de IQ și cărți citite e mare, mare de tot, da? Asta nu pentru că ar fi Claudiu Târziu vreun liiceanu, da? ci pentru că George Simion e foarte jos, e foarte low, e low, da? Deci nu există termen de comparație. Ce zice Claudiu Târziu? George Simion e low față de medie și față de Claudiu Târziu, da? care este puțin peste medie. Nu vă imaginați că este vreun patapievici, <laughs> vreun pleșu, da? Dar totuși a citit, clar, mult mai multe cărți decât Simion. Simion, săracul, nici nu poate concepe, da? Nici nu poate concepe în mintea lui numărul de cărți, numărul în sine, da? Mintea lui Simion nu poate procesa cărțile cite de Claudiu Târziu. Deci nu există. Măcar nu vorbește, cunoaște istorie, nu l-am auzit să facă porcării. Deci pare că a făcut școala pe bune Claudiu Târziu, dar măcar atât. Că el lua pe ulei, că el Acum a ajuns și el la o vârstă și avea nevoie și el săracul să facă ceva în viață mai interesant, să fie parlamentar, vă dați seama. Pensie specială, toate astea, da? Asta e altă discuție, dar diferența este de la cer la pământ. Claudiu Târziu, ce este Comisia Europeană? Fiți atenți aici. Claudiu Târziu este ideologul aur, este, a fost numărul 2. Nu știu de ce l-a carotat Lulea. El este, știu din interior că am acolo spioni. Și știu că e foarte rănit în orgoliu Claudiu Târziu. Richard, da. Richard a și scris pe Facebook că din iubire omul se sacrifică. <laughs> Vă dați seama, sacrificiu politic. Deci ceva este acolo, ceva mocnește. Acum nu știu dacă că oamenii de la un anumit număr de cărți în sus și de la un coeficient de inteligență în sus, încep să judeci rațional. Nu știu dacă va pune orgoliu în fața rațiunii, dar o să vedem. Călinescu e live la Anca Alexandrescu. Normal, unde altundeva să fie live Florin Călinescu? Altundeva decât la televiziunea unui infractor. Definirea apartenenței. Ați văzut? Ce zice Claudiu târziu? Ce este Comisia Europeană? Nu este altceva decât în alta poartă, acolo unde se clocesc ideologii criminale, unde se plătește tributul. Deci, asta este fix propaganda dictaturii lui Putin în toată Europa de Est. Că, pentru a provoca ruptura, că națiunile care suntem parte din familia europeană și am fost sub suntem de fapt într-un imperiu și că Bruxelles e în alta poartă și că plătim tribut și că se clocesc ideologii criminale. Care sunt ideologiile criminale? Fix apocalipsele pe care le propovăduiește propaganda lui Putin. Știți că am tot vorbit despre asta. Și cumva la mișto, că merită să facem mișto de ei, că dacă ești puțin inteligent, da, nu trebuie să fii super inteligent. Dacă ai o inteligență medie, îți dai seama că astea sunt bulșituri. Da? Bulșituri. Mănâncă domnul târziu, mănâncă budincă, ca să nu zic altceva, că budinca are uneori o culoare maro, da? nu pot să zic altceva, că este o emisiune, se dorește a fi o emisiune jurnalistică. Da? Deci, domnul târziu, la faza asta este în fața unui castron mare și cu polonicul bagă budincă maro. Da? Fix budincă. Da? Care sunt ideologiile criminale, da? Și uitați-vă unde ating, în ce ating? Zona religioasă, da? Domne, occidentul vrea să ne fure credința. Occidentul este satanic, satanist. Păi pentru un om cât de cât inteligent, păi libertatea religioasă este garantată și libertatea de exprimare în democrațiile consolidate. Nimeni n-a auzit să dărâme vreun stat occidental, biserici, ca să construiască altceva cum au dărâmat comuniștii. Da? Ăștia pe care îi pupincurea Florin Călinescu. <laughs> nu? Partidul Ceaușescu, România, domnul Călinescu. Eu n-am cântat la TVR. Eu n-am cântat. Da? Domnul Călinescu a cântat cu și a Elena. Da? Vă dați seama. Deci, religia. Un bulci și o prostie. În toate țările occidentale, Libertatea religioasă este garantată și nu veți auzi pe cineva persecutat. Din contră, este dusă chiar la cote în care este garantată chiar cu prețul unor fenomene grave în societatea respectivă. A se vedea ce se întâmplă cu imamii care radicalizează, uh, practică, uh, scot ce este mai rău din islam și radicalizează în scopuri politice și li se permite. Da? Deci nici vorba de așa ceva. Occidentul ne gheifică pe toți. Deci Occidentul, domne, adică ce zice Putin? Bă, dacă nu plecați de acolo, din NATO și din Europeană, o să păsiți următoarele lucruri. Ai, 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 ai. De fapt, nimic nu o să ni se întâmple. Dacă chiar plecăm și mergem la Putin, chiar o să ni se întâmple niște lucruri mult mai nasoale. Și noi ne-am mai fript cu chestia asta, noi, poporul român, da? Deci, Occidentul ci că ne gheifică pe toți. Adică, domne, are Occidentul o șmecherie. ție ți plac femeile de mori. Mor ce îți plac femeile. Dacă ai putea. Că na, nu e după ce ne place, e după ce putem, da? Dacă ai putea, n-ai mai face nimic în viață. Ți-ai înființat un harem și asta nu mă între femei. Domne, dar Occidentul poate să vină și să te transforme, uite așa. Vine Occidentul, bate la ușă. Cioc, cioc, cioc. Domnul Popescu, da. Suntem de la Bruxelles. Bună ziua! Am venit cu turnul de gheificare. Aule, Pac! Și din momentul ăla ești ghei. Vă dați seama că e o prostie, că e o tâmpenie, este o cretineală, da? Cum să creadă cineva că un om poate fi, sau un copil, sau oricine, o persoană, poate fi schimbată la acest capitol, în care te naști într-un fel sau un alt fel. Și pe măsură ce crești, descoperi ce ești. Și în general, societatea ar trebui să te lase în pace, să fie așa cum ești tu. Nu să vină niște nebuni și să facă un partid și să zică noi credem că ăia care sunt minoritari nu sunt buni. Și vrem nu știu ce să le facem. Da? Oamenii sunt trilulilu. Trilulilu. Da? Apoi, domne, apocalipsa migranților. O să vină migranții, domne, și va fi, vor veni valuri migratoare, ca hunii vor veni peste voi. Da, vin migranți, dar e nevoie de ei pentru forță de muncă, pentru activități pe care în societate nu le mai fac la un moment dat cei care locuiesc în societatea respectivă. Da? Nu le mai fac. Și atunci ei vin să umple un gol. Deci e ceva benefic în societate. Nu e ceva rău. Diversitatea nu este ceva rău. Și fel și fel de alte prostii. Da? Astea sunt, le-am spus eu, așa, majore. Da? Majore. Și ăsta, Claudiu, târziu, vorbește exact putineză. Deci, fraza asta, că Comisia Europeană este în alta poartă unde se clocesc ideologii criminale, și vine o întrebare, da? Pe care ar trebui să-și o pună oricine ar fi tentat să voteze aur, Bă, tată! Deci, organismele europene sunt în alta poartă și unde se clocesc? Păi și atunci tu de ce vrei să intri în Parlamentul European, Claudiu Târziu? Dacă tu crezi că ăia sunt niște criminale acolo care domne, dacă nu fugim din Uniunea Europeană vom fi toți ghei peste 10 ani. Da? Dacă asculti isterile ăstora o ei raznă. Da? Bine, dacă ai un IQ cât de cât middle level, da? îți dai seama că nimeni nu poate să te transforme, poate să vină 10.000 de. Nu, tu ești într-un fel și nu te poți schimba. Și e și de asta e frumusețea vieții, că suntem diferiți, că suntem. Diversitatea nu este ceva rău, da? Nu e ceva rău. În alta parte, da, era Imperiul Otoman. Și ce caută ei acolo? Păi de ce și-au pus candidați nu, nu doresc să fac interviuri cu candidați pentru că nu am cum să fac cu toți. Și dacă fac numai cu unii, o să fiu acuzat că le țin partea, că nu vreau să existe niciun fel de dubii cu privire la independența mea. Și oricum au posibilitatea să exprime cât vor ei pe rețele sociale. Și ce caută ei cu candidați la Parlamentul European? Dacă ei consideră că Parlamentul, Comisia sunt în alta poartă, că se clocesc ideologii criminale, că. Ce caută? Ar trebui să candideze la alegerile din Rusia. Să zică, domne, noi vrem la alegerile din Rusia. Ce caută ei? Înțelegeți? Niște gargaragi și niște mincinoși. Poate că la Claudiu târziu aș crede că are accente intelectuale pronunțate. La el aș crede că e din convingere. Dar la Simion n-ar nicio treabă. Simion ar zice orice. Numai să aibă și el în sfârșit un job. Vă dați seama, în sfârșit are și ăsta un job, ia un salariu, duci un ban acasă, da? În sfârșit nu mai e terchea berchea, săracul Simion, da? Ar face orice. S-ar înscrie și la progresiști dacă ar, nu știu, ar veni cineva din viitor. Deci, dacă ar veni George Simion din viitor, ca să fac puțin pamflet, ar călători în trecut și ar zice că în reclama aia la Căuber, cred că este la Vopsea, nu? Sper să, că n am greșit firma, vă rog să-mi scrieți dumneavoastră. E o reclamă la Vopsea, că vine unul din viitor și râde de ăla din trecut, că îi zice vreau să te felicit că uh, ai dat cu Căuber aici în casă, că toți vecinii vor avea probleme cu Mucegai, eu numai tu n-ai probleme. Dice vin de peste 20 de ani și el zice, dar nu mi-am schimbat și eu apartamentul și asta râde de el. dice ha, 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 Am venit să te felicit că ai dat cu chiopă, da? Să zicem că George Simion din viitor ar veni în trecut să-i zică lui Simion, Simioană, las-o cu patriotismul că s-au prins oamenii și o să fie un dezastru la alegeri. Și vor fi votați progresiștii. Dacă Simion ar ști ca să mai prindă un ciolan și un mandat, vă garantez că de mâine își pune peruca și ia rochile din dulap și zice, gata, am suferit out of the closet, da? Mă duc și mă scriu în USR și militez pentru căsătorile între persoane de același sex. Chiar și între mai multe persoane de același sex. Eu, George Simion, vreau să inventez căsătoria între șapte persoane de același sex. Deci ăsta ar fi Simion, da? Deci Simion este, să nu aveți niciun dubiu. La el e el este pe bază de ciolan, da? El când vede ciolanul, îi curg balele. dacă vine ciolanul, el bălește orice. Nu contează, nu are relevanță. Dar Claudiu Târziu, într-adevăr, el este ideologie, intelectual, e altceva cu Claudiu Târziu. Deci la el chiar pot crede că el chiar uh, crede niște principii și activează în politică pentru niște principii. Că săracul de el servește intereselor dictaturii lui Putin este altă discuție. Este altă discuție. Dar cred că nu face doar gargar. Ce a mai zis domnul Claudiu târziu? Vă salut, dragi prieteni, și mă bucur să vă regăsesc pe unii dintre dumneavoastră și astăzi într-un eveniment de excepție, într-un moment greu al istoriei noastre. Dar nu întâmplător are loc acest eveniment într-un loc cu încărcătură istorică deosebită la umbra turnului Chindiei, unde tâlharii trădători de neam, hoții, corupții, erau închiși de marele domnitor Vlad Țepeș. Așa cum se cuvenea pentru că el știa să-i pedepsească pe cei vinovați și să-i apere pe cei inocenți. Păi da. Dar cine decide că sunt vinovați și că sunt inocenți? A? Că Vlad Țepeș a fost în evul mediu. Știți că și eu sunt fan Vlad Țepeș Pentru niște lucruri le-am și explicat De la o cetate Care are o legendă foarte interesantă Că atunci când a venit la domnie A luat boierii și i-a pus care pietrele Dar asta era nevu mediu Ideea e că societatea a evoluat Din același motiv pentru care domnul Claudiu Târziu când pleacă la dânsul, nu știu de unde e el, nu știu, când a plecat la Târgoviște, domnul Claudiu Târziu, nu a încălecat pe cal ca Vlad Țepeș și n-a călărit de la București la Târgoviște. Cel mult fundul domnului Claudiu Târziu a călărit limuzina Audi cu care se plimbă. Atât. Păi de ce a mers domnul Claudiu Târziu cu limuzina Audi de la București și nu a mers călare ca nevumediu? De ce? pentru că societatea umană a evoluat. Să vii și să spui, atenție foarte mare, că sigur sună bine gargara. Și eu am tablouri cu domnitor și îmi place istoria și am tricouri cu Vlad Țepe și dar eu nu mi-aș dori să vină Vlad Țepe și acum. Și să decidă el de capul lui cine e vinovat și să-i ducă undeva să le dea foc. Eu nu cred că ne dorim așa ceva, că s-ar întâmpla dumneavoastră să fiți nevinovați, să picați într-o chestie de genul ăsta. Păi, între timp, societatea a evoluat, s-a inventat conceptul de. mă rog, la unii era de atunci conceptul de justiție, da? Justiție, probe, nevinovat până când nu ești și așa mai departe, da? Păi cum să vii să spui tu în 2024 și să nu râdă lumea de tine? să ai adepți. Vă dați seama? Să ai un partid în spatele unui inept care spune așa ceva, unei inepții. Da? Să stea un partid și alegători. Nu știm câți, o să vedem, au fost 500.000 de, de hăbăuci. Și să spui că tu vrei să vină unul și să reinstaureze dictatura în această țară. Că asta spune el, practic. Da? Asta spune el. Să vină din nou unul, să taie, să spânzure, să ne împuște pe toți, să ne ducă pe stadioane, vinovați sau nevinovați, și el să decidă cine sunt vinovați sau nu. Păi cred că nu ne dorim. Asta este. se întâmplă. Știți, în ce țări din lume se întâmplă chestia asta despre care vorbește Claudiu târziu? În Rusia, în Corea de Nord, da? În China. Eu n-am auzit români să emigreze în Rusia, în Corea de Nord sau în China. Dar sunt români care nu judecă. Că în fața unei astfel de declarații, trebuie să gândești. Dacă stai un pic, stai un pic, depășește emoția și raționezi, bă, ce zice omul ăsta de fapt? Păi noi nu avem nevoie de așa ceva. Noi avem nevoie de instituții profesioniste. Avem nevoie să redăm independența justiției. Avem nevoie să Refacem legislația anticorupție și oamenii să fie prinși cu probe și trimis la pușcărie și averile confiscate. Nu mai tragem în țeapă ca nevu mediu. Nu-i mai strângem și atenție foarte mare că aici arată și cât de. Totuși, că vă spuneam că este intelectual, dar nu este un intelectual de top, domnul Claudiu Târziu. Pentru că un intelectual de top în fața acelui eveniment de legendă cu Vlad Țepeș, da? Și sunt și niște versuri pe care ei le invocă, nu se împart în două, în tâlhar și în nebun și să dai foc la. Păi, în evul mediu, tocmai asta ne face o societate civilizată, că persoanele cu probleme psihice nu mai sunt ucise. Societatea înțelege că sunt într-o suferință și încearcă să. Asta este doctrina fascistă, hitleristă. Fasciștii îi ucideau pe toți cei care erau bolnavi, aveau un handicap, aveau o problemă, îi omorau pe toți, făceau puritate rasială și dacă ești un intelectual de la un anumit nivel în sus, îți pui aceste probleme. Părți bune, părți rele. Da, în contextul istoric respectiv și pentru anumite motive, Vlad și este un mare erou al istoriei noastre naționale. Dar nu tot ce a fost în contextul respectiv trebuie aplicat astăzi și a fost în regulă, că a fost așa cum a fost. Da? Nu tot. Adică or fi făcut boieria aia ce au făcut, că e povestea întreagă, nu vreau să intru acum în detalii, că nu mai am timp, mai am 20 de minute. Dar ideea e că nimeni nu-și dorește să fie jude condamnat arbitrar de către un președinte, ce-o fi el, voievod și așa mai departe. Păi nu mai suntem în acea perioadă, nu? Cred că ne dorim, dacă voievodul ne face ceva, să avem niște tribunale unde să mergem, să zicem, bă, nu e regulă. Să se decidă pe baza legilor. Păi cum vii tu în 2024 cu prostia asta și cum de ne aruncă oamenii cu gogonele după tine? Nu? Într-o țară mai educată și cu nivel de inteligență mediu mai ridicat, îl râdeau de el, aruncau după el cu murăturile pe care le aveau în apropiere, cu gogonele, cu castraveți acri, ci că România este o pradă pentru găști politice transnaționale. Este captiva unei mafii transpartinice și transnaționale. Aici are dreptate, pentru că influența dictaturii lui Putin este transnațională. Aici gura păcătosului adevăr grește. Într-adevăr, România este o pradă pentru războiul hibrid transnațional al dictaturii lui Putin, în care aur este o armă împotriva României. Ce este Comisia Europeană? Nu e altceva decât noua înaltă poartă, acolo unde se hotărăște destinul popoarelor supuse, acolo unde se clocesc ideologii criminale, acolo unde sunt unii noi șefi de stat și guvern. Acolo unde se plătește tributul. Ce sunt guvernanții de azi? Boierii trădători din vremea lui Țepeș. Domnul Târziu și Matale ești boier. Da? Și Matale ești boier. și Ești trădător pentru că partidul pe care îl reprezint servește intereselor celui mai mare dușman. Este ca și cum servea intereselor Imperiului Otoman la vremea respectivă. Da? Atenție foarte mare. Cum putem schimba lucrurile? Zice Claudiu Târziu știe cum schimbăm lucrurile. Vlad Țepeș nu mai este, dar spiritul lui este în fiecare din noi. În fiecare dintre dumneavoastră. Domne, asta cu Vlad Țepeș și spiritul fiecăruia dintre dumneavoastră, eu nu știu ce să zic. Aici mi se pare că Claudiu Târziu bate un apropo pervers la George Simion. Eu așa cred. Eu așa-l interpretez. Ce vrea să spună? că îi place să bage apa, ce, ce, vrea să spună Claudiu Târziu? Hai să ne gândim. Cum adică spiritul lui e în fiecare dintre noi? Păi se ce Vlad Țepeș că trăgea oameni în țeapă. Știți cum erau trași oameni în țeapă? Știți, nu? Cred că nu e nevoie să explic. Ce vrea să spună el? Ce apropo urbate el aici? Ce subconștientul lui? Ce vrea să spună, dragi prieteni? Vă rog să-mi scrieți în comentarii. Eu fiind într-o relatare jurnalistică mă abțin, mai ales că am un proces cu George Simion care susține că eu am comentat, cineva m-a întrebat pe live și am și arătat instanțe, am dus înregistrarea și am arătat comentariile. Lumea mă întrebat, Mălin Șoșoacă a zis că Simion e gay. Ce părere ai? Și eu am zis, domnule, dacă e gay, e treaba lui, problema lui, nu-i treaba noastră. Dacă este așa, îl sfătuiesc să se scrie într-un partid progresist, și să lase prostile cu familia tradițională și cu bulșturile astea. Da? Și el m-a dat în judecată, a zis că eu l-am făcut pe el, ghea, auziți. <laughs> în primul rând că nu puteam să-l fac eu, că nu l-am făcut eu, da? că dacă era copilul meu, credeți-mă, nu era George Simion de asta. Era un tânăr decent, cu o profesie decentă, cu școala făcută în regulă, vorbind corect limba română, în niciun caz nu era ceea ce George Simeon asta. Era cu totul alt om dacă era copilul meu. Dar nu l-am făcut eu, în primul rând. <gură> nu l-am făcut eu, da? Și în al doilea rând, eu nu l-am acuzat, n-am zis. Eu am, lumea m-a întrebat ce a zis Șoșoac. Așa că eu mă abțin aici la asta cu Vlad Țepeș, dar vă întreb pe dumneavoastră, că nu poate să dea în judecată 200 de oameni care comentează pe YouTube. Unde bate Claudiu Târziu? Unde bate cu asta, cu țeapa? A? Unde bate? Fiecare român zice Claudiu Richard. Târziu, asta este fabuloasă, da? Atenție foarte mare. Claudiu Richard, da? Eu aș vrea, nu-i cunosc pe părinții domnului Claudiu Târziu, nu știu dacă mai trăiesc. Eu. Aș fi foarte curios să fac un interviu cu părinții domnului Claudiu Târziu, să știu și eu de ce i-au spus Richard. Da? Deci, dacă vine el dintr-o familie de patrioți, de ce nu i-au zis Claudiu țepeș târziu? Da? Sau cum era ăla? Decebal Traian Remeș, mai țineți minte? Aia, familie de patrioți. Decebal Traian Remeș. De ce nu i-au zis Claudiu Dionisos târziu? Mi-a zis cineva că de ce am folosit numele Zeului vinului în varianta romană și nu am folosit-o pentru că toată lumea știe de Bahus, că a fost și un film. Da? Dacă zici, sunt mai puțină lume știe. Și atunci folosești varianta mai cunoscută ca să priceapă lumea gluma, da? Richard. Ce zice Richard târziu? Da? The late Richard. Zice. Fiecare român are rădăcinile atât de adânci în pământul țării și în istoria neamului, încât poate extrage seva cea mai bună din cei care ne-au fost eroi. Da. El a extras seva Richard. Da? Și bineînțeles, Mihail Neamțu. Culmea penibilului, oameni buni. Am comentat săptămâna trecută, nu mai vreau să comentez. Deci Neamțu ăsta este ceva după ce l-a declarat pe Simion nulitate, acum se gudură pe lângă Simion, nu mai știe cum să-i pe mână. Și Mihail Neamțu zice, noi avem aici o armată de cruciați care va merge la Bruxelles să se lupte. Da? Vă dați seama, o armată de cruciați. Păi, sau sunt eroi români care se luptau săraci de ei cu un alta poartă, da? Sau sunt cruciați care veneau din Occident. Deci, dacă sunt cruciați, ar trebui să fie pro-Occident. Ca să vedeți că nici neamțul ăsta, săracul de el, e și el un intelectual. Dar nu e de top. Că altfel nu ar spune asemenea gugumăni. Cu două zile în urmă, acesta a explicat de ce l-a numit nulitate pe actualul președinte Laur în iarna anului 2020 și spunea că ceața mentală, bulversarea emoțională, plămânii afectat și ficat supraîncărcat m-au făcut să spun lucruri pe care astăzi le regret în nimicia mea. Ca un câine turbat a mușcat mâna lui Simion care ține ciolanul și mi-e foame de ciolan nu mai pot, vreau ciolan. Eu, Mihail Neamțu, sunt dependent de ciolan. A spune orice, numai să-mi dea Simion și mie o felie de ciolan. Da, mi ciolan că mor, Simion. Bosulică! Parcă l văd pe Mihail Neamțu zgrind ca motanul meu Thomas, da? Când mai închid ușa din greșeală de la baie și trebuie să meargă la litieră, săracul Toma zgârie ușa, așa și neamțul, da? parcă îl văd în genunchi, în fața lui Simion, pupându-i și umilindu-se. Vă dați seama ce umilitor! Ce umilitor! Ce spectacol jenant, oameni buni! Și zice neamțul, stați să vedeți ce figuri de stil are asta. Acești cruciați ai bunului simț Bă, tată, bă Ăștia de la aur pot fi multe Dar cruciații ai bunului simț niciodată Păi ce au făcut ăștia în Parlament? Ce circ simțit au făcut în Parlament și pe stradă N-a făcut nimeni în istoria recentă a acestei țări Ce cruciați ai bunului simț Cântăna se urla la ăla că e mai murdar decât șoseta lui găurită, aia e cruciat al bunului simț. George Simion care a făcut numai isterii și instigări la ură. Bă, nene, bă, măcar dacă... Deci oamenii ăștia sunt de o penibilitate incredibilă. Măcar să zică cu valorile, cu nu știu ce, dar nu să mintă, bă, ci că ei sunt cruciați. Acești români de aur se vor duce 9 iunie și vor face ce a făcut Țepeș. Într-o noapte când sultanul a plecat de aici la Târgoviște. Adică ce o să facă domnul Simion? O să meargă cu ceapa o să-i înțepe pe ăia la Parlamentul European? Ha? Ce o să fac? Ăștia pe care îi trimite Simion la Parlamentul European. Păi cred că nu vrem o hoardă de oameni care să dea foc la Parlamentul European. Cred că nu vrem așa ceva. Da? Se aude cu pureci. Păi dacă îmi vorbesc de trolii lui Putin, se aude cu pureci. N-am ce să fac, dragi prieteni. Nu am ce să fac. Asta este. Când vorbesc de trolii lui Putin, se aude cu pureci. Uite așa ajungem și la două ore de emisie. Haideți să mă îndrept încet, încet, oameni buni, către secțiunea de comunitate unde sunt întrebările dumneavoastră. Sigur o să-mi ia mai mult de 10 minute să le trec în revistă, vă că sunt zeci de comentarii. Dar așa cum fac la fiecare emisiune Ei, și ce vreau să vă spun, dragi prieteni? că Cristian Șurcel își anunță acum demisia pe Facebook din USR. În sfârșit au măturat, în sfârșit au măturat praful din casă, cei de la USR. În sfârșit au dat cu aspiratorul. Doamne, ajută, zice cineva. Cristian Surcel și anunță, da, în sfârșit au dat cu aspiratorul cei de la OSR, au fost cam leneși în ultima perioadă. În sfârșit au șters praful și au dus gunoiul, da. Bun. Ai deschide cutia Pandorei dacă ai invitat politicieni? Da, evident, Cristina Cantemir. Cum funcționează trolul lui Putin? Au un soi de inteligență artificială sau prostie artificială care se... Nu, sunt construite mesajele și la oamenii mai puțin inteligenți și mai puțin educați prin prostiile astea. Și sigur, e greșit ca noi să ne concentrăm pe a-i condamna pe acești oameni. Nu, nu ei sunt problema. Ei sunt o realitate a societății noastre, existentă în toate societățile din lumea întreagă. Însă, în alte societăți, nu vedeți spectacolul grotesc din România, oferit de politicieni. E la un alt nivel, pentru că restul cetățenilor, se implică și nu-i lasă pe cei mai puțin dotați să decidă soarta întregii națiuni. Despre asta este vorba, dragi prieteni. Și dacă nu ne mobilizăm la voci, nu mobilizăm cât mai multă lume, o să vedeți ce va fi. Da? O să vedeți ce va fi. George Calistru, salut Mălin și Diana. De ce se mai face comerț cu China dacă continuă să ofere suport Rusiei? Rusia știe deja Că noi ne apărăm împotriva dronelor și a afla puncte slabe unde s-ar putea să intre. Ce bine stă în costum și cravată. Mulțumesc frumos, George Calistru. Da, ar trebui să avem. Oricum, relațiile cu China sunt destul de. Uh, nu cele private, comerciale. Nu li se mai permite să vândă anum anumit tip de tehnologie. Aplicația TikTok, care e foarte problematică, spionează utilizatorii, e pe punctul să fie interzisă. Se iau niște măsuri, George. Constantin L. Astăzi intru mai târziu pe recepție, așa că vă las un mesaj. Absenteismul electoral dăunează grab democrației. Votul tău e vocea ta pe 9 iunie. Fă te auzi, da, corect. Tot vă plângeți de țara asta, dar altele care îs peste noi îs rele. Nu, nu sunt rele deloc. De ce să fie rele? Asta este... Te uiți cam mult la canalele alea srele e rău în Marea Britanie. Da, sunt. Cred că sunt două milioane de români acolo, da? În mintea ta poate sunt rele, poate în mintea ta, că n-ai plecat din satul tău și așa ai auzit tu de la unul care a fost și cine știe ce a făcut el pe acolo. Nu sunt rele, stai liniștit, că nu erau șase milioane de oameni plecați acolo dacă erau rele i Ic materialul cu Rusia și lăcomia de expansiune Am urmărit bine explicat Mulțumesc de ce unii nu înțeleg că politica și mișculațiunea politică e ceva complicat Și aleg să creadă că un partid este cel mai bun și o doctrină va face mai fericit pe viitor Că nu sunt foarte educat Sunt din Oradea, zice Mă gândeam că ai numărul la Bihor 99 Că te bănuiesc că ești din Oradea Dar nu sunt sigur că ești din Oradea da? Dar ia zine tu nouă O țară mai rea decât România Dar nu ne zi din ala din Africa Că asta e ideea Ideea e să nu mergem înapoi Ideea e să mergem înainte da? Sigur, în Corea de Nord e mai rău. Dacă îmi spui de Corea de Nord, dai dreptate. În Rusia e mai nou, mai rău. Nu, Silvestru, am două cărți de citit și n-am apucat. Acum mă eliberez un pic din procese și trădător și mistificator și războiul Rusiei cu lumea, cum ne afectează. Și mai am un în dormitor. Germanii stau cu 17 grade în casă. De unde știi, Bihor? Ai fost tu cu termometru prin casele tuturor germanilor? <laughs> A fost el. Ăsta este ăla. Să știți că s-a dat la știri în Germania. Că umblă un nebun cu termometru. Aveți grijă. Este un nebun care intră în casă și vă măsoară temperatura. Ăsta e, dragi prieteni. În sfârșit, nemții îl caută în Germania, percheziționează lumea pe stradă și cei care săraci și tocmai și-au cumpărat un termometru au o problemă, că trebuie să explice la Der polițai Cunosc pe cineva din Germania? Da, a zic! Da, a zici! Cunoști pe cineva, dar aveți că cineva ăla nu reprezintă toată Germania. Da? Lăsați-l, încă nu reciclez, lăsați-l că e bine aici să râdem de el. Știe pe cineva, da, a zice. A trecut o săptămână, am trecut de o săptămână, zice Ciprian Bălanești în urmă, da, nu înțeleg comentariul ăsta. Acum ceva timp credeam că Florin Cățu a ajuns la maxim istoric al penibilului. Greșit, și Bogdan a urcat pe noi culm și a dat sensul noi acestui termen. Da, corect, corect. Silvestru Grădinaru, super carta scrisă de Andrei Ostu și Mădălin Hodor. Bijon de Oradea, da, Bijon de Oradea, da. România are potențial de a fi top 5 în Europa. România era top 5 în Europa dacă nu aveam Ghinion Iliescu. Liviu Bejenariu ne salută L-a văzut pe Drulă Ceva rău Nu, nu e neapărat ceva rău Nu o să moi la German, doamne ferește Mai bine moi la Orice altceva A fost tont Drulă Cum a fost și Barna, tont când s-a dus la Cristoiu Altceva nu e de comentat Nu e o greșeală, nu e ceva Silvestru Grădinaru Multe salutări, Mălin, să trecem cu bine peste acest an, Să avem o schimbare cu adevărat bună pentru România Mulțumesc frumos Mami PX2DV. Mamă, ce nickname aici am mai zăpăci, zici că ești din SF-uri. Așa. Diana Iovanovici Oșacă de la SOS s-a pus pe primul loc al partidului pentru europarlamentare. Păi pe cine ați vrea să pună? Ce v-ați fi așteptat să pună pe altcineva? V-ați fi așteptat să pună pe altcineva? Pe cine ați fi vrut să pună? Adică pe mine nu mă surprinde. Locuiesc în Germania și n-am avut nicio restricție cu privire la încălzirea locuinței. Da, evident. Vă rog toți cei care locuiți în Germania să ne scrie, să-i scrie țăstuia, să înțeleagă că nu știu ce problemă are. Nu fi avut bani de gaz prietenului, dar ce bișoni de Oradea, că aici e plin de ei. E plin de cine? De bișoni? Te-au fugărit bișonii prin oraș? Bihor 99 HCR? Stați să vedem care o aventură cu bișonii o să fie amuzant. Așa. Deci, Diana Iovanovici că va fi europarlamentară. Doamne ferește că o să meargă cu saci negri prin Parlament. Vă dați seama ce va fi dacă intră o Șoșoacă în Europarlament. Ce a făcut în Parlamentul României de mirul lumii. O să ne facă asta de mirul lumii. Vă dați seama. Toată imaginea pozitivă construită de milioane de români care muncesc cinstit în Occident și și-au construit cariere și unii au făcut firme și unii au inventat lucruri, toată va fi distrusă într-o singură criză de isterie alușoșoacă în Parlamentul Europei. O să zică lumea că suntem sonații planetei, vă dați seama? Dacă noi băgăm așa ceva în Parlamentul European, deci va fi pe lângă Becalii, pe lângă Grapinii, ne va face de mirul lumii ne va face de maro 500 de ani de acum încolo, orice ar face România poate să dea și câte un geniu de Nobel, da? Pe lună. Și tot nu ni se repară imaginea pe care o poate distruge șoșoacă în 3 secunde în parlament. Doamne ferește. BH99, măcar dă seama când intri în lăsați -i, lăsați -i să râdem de el. Lăsa e bine din când în când să mai și râdem. Uh, Traian 1, 2, 3, 4, bună seara. Iosefina Claslender, bună seara. Good likes, bună seara. Cu cine să votăm la parlamentare euroși pe președinție? Acum am intrat. Uh, mai apus să citești și CFS sau politică. Eu am luat un pic pauză de la citit politică că mi-a depresie. Mai mă uit la diverse seriale, dar mai greu. M-am uitat acum la un serial cu sufletul la gură. Am pierdut multe ore de somn. Uh, omul din Castelul Înalt Pe Prime Este fabulos serialul Este extraordinar Este genială ideea Nu știu dacă știți uh, Totuși vedeți că BH99 Totuși nu e Dacă România nu ar fi nu e Ar fi vai de pluralul ei Pl Plural Bănuiesc că asta vreau să zic și aici are dreptate. Și acum a zice că el personal își bagă pluralul în politică. Într-adevăr ar fi bizar să-ți ia cineva pluralul în mână și să-și îl bage el în numele tău în orice altceva. Ar fi bizar. În general, suntem deținătorii propriului plural și noi decidem unde îl băgăm, cum îl băgăm, nu avem nevoie de ajutor. Da? Deci nu trebuie să zici eu personal, că e clar că tu personal îți folosești pluralul nu poate să-ți folosească altcineva pluralul. Dacă tu vrei să faci ceva cu pluralul tău și altcineva face altceva cu pluralul tău decât ce vrei tu, se cheamă viol. Da? Deci nu e nevoie să zici eu personal îmi bag pluralul. Da? Nu! Eu îmi bag pluralul, nu personal. Că clar că personal. Că nu o faci prin cineva. Nu? Nimeni. Adică, nu știu, poate Sultanul sau nu știu cine, nimeni nu are un băgător de plural, da? Deci în general personal. Ne băgăm pluralul în propoziții atunci când este cazul să facem, nu? acordul necesar pluralului. Îl facem personal, da? Dar nu e bine să ți baci pluralul în politică, pentru că atunci când tu ți baci pluralul în politică, politicienii își bagă plural în tine. Înțelegi? De aia te doare și ai un disconfort. Da? Apropo de plural, o să vă zic și un banc că mi-am adus aminte acum. Tu nu înțelegi de ce te ustură. Tu crezi că e de la mâncare sau de la. Nu! E de la politicienii care își bagă plural în tine toată ziua. De aia te ustură. Tu îți baci plural în alegeri, după care, într-o singură zi, tu îți baci plural în alegeri. Da? Într-o zi, tu îți bagi pluralul în politică și în alegeri. Și după aia patru ani de zile își bagă pluralul în tine. Da? Patru ani de zile te ustură. Te ustură de mori. Mori, ce rău, te ustură. Și nu știi de ce. Pentru că așa e în tenis. Dacă îți baci pluralul în politică, patru ani de zile politicienii își bagă pluralul în tine. Da? Și ești ca ăla care s-a dus la medic, la proctolog... Da? La medicul care se ocupă de uh, partea finală a tubului digestiv și a zis domnul doctor: Am o problemă, mă tot ustură, mă tot doare. Și doctorul a întrebat unde, e mai exact. Și el a zis burta, și chiar aici, la intrare. Și doctorul i-a zis: Domnule, cât timp tu consider că este o intrare. Să știi că o să ai acest disconfort. <laughs> Din momentul în care nu va mai fi o intrare, nu poate nu vei mai avea acest disconfort, da? Adică unele lucruri vin cu avantaje și dezavantaje, da? Pentru tine avantajul intrării, pentru organul respectiv e un dezavantaj și săracul protestează, îți va crea disconfort. Cât timp tu o consideri intrare, eu n-am ce să-ți <laughs> da? După patru ani te lupți cu singularul dacă îți bași pluralul în politică. Da, exact, exact. Am 24 de ani, nici dracul la vârsta asta nu-i cu politică. Da, foarte rău, foarte rău. Și după aia ajungi la 40 și zici, Doamne, ce rău e în țara asta, de ce este așa rău? Pentru că la 24 de ani n-ai fost interesat de politică. Și cum îți așterne așa dori. Da? E mai interesat să folosești cuvinte multe fără sens. Sună bine, eu personal. Nu știu, unii se exprimă, nu înțeleg de ce se exprimă astfel. Pentru că dacă stai să o gândești, tot timpul trebuie să te gândești la ceea ce faci. Mulți oameni ar avea uh, o manifestare mult mai bună în societate, indiferent că e vorba de cum arată, de cum se exprimă, dacă ar gândi înainte să vorbească. Foarte mulți oameni vorbesc fără să treacă prin creier. Nu știu de unde vin cuvintele, nu-mi dau seama de unde vin. Poate din tubul digestiv, da? Uneori, tubul digestiv produce gaze, da? Și atunci, dacă nu poți să le tragi, era un alt banc, că atunci când ai gaze, e bine să le tragi, că dacă nu se transformă în idei și se, se urcă la creier, se transformă în idei proaste, da? Deci, unii vorbesc din tubul digestiv, nu trece prin creier, prin cap. Cuvântul nu se naște în cap, în organul rațiunii. Că dacă ar gândi un pic, nu s-ar exprima. Cum adică eu personal normal că eu personal. Că nu ești uh, luat în. Uh, nu ești zombi și vorbește altcineva din tine. nu te-au răpit extraterestri și te controlează din când în când, nu? Nu. Și vă spuneam înainte să ne amuzăm cu uh, băiatul care el a zis că votează. Deci, totuși, nu e. Este, nu e pierdut. Adică, serios, da? Înseamnă că plugarul Stănescu se bagă tot în plural, da. De la politicieni zic multe cuvinte fără legătură între ele. Nu cred că ai voie, beată, secția de vot, zice Dumnezeu. A venit și Dumnezeu pe live. Doamne, te rog eu, dă românului mintea de pe urmă la aceste alegeri. Doamne, dă mintea de pe urmă românului la aceste alegeri. Doamne. Și vă spuneam despre serialul la care mă uit pe Prime, o să mai stau un pic, răspund la toate întrebările, promit, din secțiunea de comunitate. Omul din Castelul Înalt, nu știu dacă l-ați văzut, este absolut senzațional. Mie îmi plac filmele și serialele cu idei din astea, ceva a ieșit din comun, ceva nou. Ideea pe care merge serialul este de istorie alternativă. O istorie în care naziștii și Imperiul japonez, au descoperit mai devreme bomba, naziștii au descoperit mai devreme bomba atomică și au câștigat războiul mondial. Și America este împărțită în două. Jumătate este nazistă, jumătate este controlată de japonezi, cu asta de vest. Și există o zonă neutră. Este extraordinar filmul, este ceva fabulos. M-am uitat la el, astăzi l-am terminat. Multe ore de nedormite și mă simt așa ușor stingier. Da? Și vă recomand. Da, finalul e ușor fără sens. Așa, așa este, Ciprian Vlad. Cine sunt ăia care au venit? Ați înțeles? Ai înțeles? Dacă cineva a înțeles, poate a citit despre film. Omul, omul din Castelul Înalt se cheamă Andrei. Man in the High Castle. Nu, sunt patru sezoane, Constantin. Patru sau cinci sezoane. Mă uit la el de o grămadă de timp. Este tatăl meu un tablou. Și vă rog să-mi scrieți. Poate dumneavoastră ați citit mai mult, poate ați căutat. Germania a aruncat bomba în Washington, D.C. și au distrus capitala americană. Și finalul, la final, că naziștii ce fac? Descoperă la un moment dat cum să treacă dintr-un univers în altul. Și naziștii voiau să vină în universul ăsta în care suntem noi, în care America a câștigat războiul, și să cotropească această realitate, da, voiau să cotropească toate lumile paralele care toate universurile paralele. Și portalul ăla la final, rezistența vrea să-l distrugă și se deschide și încep să vină niște unii Se termină filmul și nu știi cine a venit. Cine? Eu inițial am crezut că Americanii, din realitatea corectă, realitatea noastră, au aflat ce vor să facă naziștii, și invadează ei pe naziști și salvează. Mă așteptam la finalul ăsta. Da? Mă așteptam la finalul ăsta că vin trupele NATO prin tunel și salvează universul ăla de naziști, acea realitate de naziști. Dar nu, au venit niște unii și n-am înțeles cine sunt oamenii ăia. Vă rog să-mi ziceți dumneavoastră că n-am răbdare să stau, să citesc, să văd cine sunt oamenii ăia care au venit la final? Da? Până la secunda de final a filmului, m-a captivat acest film, m-a ținut cu sufletul la gură, am enervat-o pe Diana că am stat numai la film și nu făceam ceea ce trebuia să fac seara târziu și așa mai departe. Nu spui ce. Și finalul ăla m-a zăpăcit, m-a nebunit secunda aia, alea 10 secunde de final. Și în loc să am satisfacție că am văzut până la final și a fost interesantă ideea și deznodământul, am o frustrare că nu înțeleg cine erau oamenii ăia. Într-adevăr, trebuie mers la vot, zice BH99, dar faza cu cine să votezi ca să nu mai fie dusă dracuțara țara BH99, mă bucur foarte mult că îți pui aceste probleme. Mă bucur că nu te-ai supărat că am făcut puțină ironie. Evident, nu e personal, nu știm cine ești, deci nu e. Dar, Mă bucur că îți pui această problemă și te rog foarte frumos să intri în secțiunea playlist a acestui canal de YouTube și acolo vei găsi un playlist Alegeri 2024. Și acel playlist are un material principal. Sunt eu la tablă, am tablă aici și explic niște lucruri. Uită-te, te rog frumos la acel material și cred că vei găsi răspuns la uh, Vei găsi răspuns la această întrebare. Posibil că au UDMR? Da, UDMR cu siguranță e mai ok decât au, clar. Uh, păi că ziceați că râdeți de mână, mă simțeam prost, da. E, eh, las, cred că te-ai amuzat și tu. Nu cred că te simțeai prost. Păi îți dai seama că au lăsat loc pentru următoarea serie. Da, să sperăm, să sperăm. Dar până vine următoarea serie, m-am uitat pe Netflix la un film chiar când mi-am instalat Netflix despre Marco Polo. De patru ani sau de 5 ani aștept următoarea serie. <laughs> și nu mai vine, da? De 5 ani aștept următoarea serie din Marco Polo. Și nu mai vine. Deja nici nu mă mai uit, vă spun sincer, la seriale, chiar dacă îmi place ideea sau ceva, dacă este un sezon sau două, nu mă mai uit la ele, că e frustrant. Numai de la patru în sus. <laughs> Așa. Șena aia legendară din Dren Când te pune să privești trei fotografii ca psihologiu, cafea, UDMR face alianță mereu cu cine câștigă Da uh, uh, Românilor la vot UDMR e singurul partid din România care a fost Da, păi nu știți de ce se fac că era și un banc uh, De ce se fac alegeri în România Ca să știe UDMR Cu cine guvernează Nu știați bancul? Așa, bun mai departe, că au trecut două ore și e târziu, că este pe o Vară. Mihai Leonte Marius, 19731, Mălina, a vorbit cu Vlad Gheorghe, că era la strâns semnături pe calea victoriei și mi-a zis că nu a fost la George Simion să le iau, cum a zis Ghinea. Vedeți? V-am spus că eu nu cred așa ceva, la emisiunea lui Grigore Cartianu. Și îl cred că doar au recloaca maximă și cu siguranță Simionul îl coopta în partidul lui. Evident. Evident, și ăsta este argument. Ce n-ar fi dat Simion să se laude cu un astfel de om? Ar fi dat orice. Doar acceptă pe oricine. L-ar fi acceptat cu siguranță. Deci, Ghinea, din păcate, acum și Ghinea. Eu am explicat. Nu mai intru în detalii că avem lucruri mai importante de discutat. Dan Lazar ne salută, Florin B. De De ce există violență și bullying în școli? Sunt părinții vinovați de acest fenomen? Da, cu siguranță părinții poartă și ei o parte din vină. Nu toată vina. Atunci când copilul este la școală, evident că este sarcina școlii să-l gestioneze și este la fel de evident că copilul face la școală ceea ce învață acasă. Cele două lucruri sunt complementare, sunt împreună, vin împreună. Dar părinții joacă un rol. Dumnezeu, te rog să ieși de pe cet, că vreau să zic ceva și mi-e teamă de tine! <laughs> care sunt românii care nu văd o poziție adevărată? Din partea mea să mărească salariul și în România, să nu ne mai plângem. Pe ca să mărească salariul în România, trebuie ca românii să voteze, să iasă la vot, să voteze o clasă politică competentă, inteligentă, nu ca simion, șoșoacă, piedone și așa mai departe. Și acei politicieni au forța să schimbe lucrurile în bine. Ce părere aveți despre Nucu Ștefănuță? N-am nicio părere. Ce părere ai că este garcea la aur, omul potrivit la locul potrivit? Cine se aseamănă, se adună. Cum e turcu, așa e pistolul. Și pot să mai zic o mie de. Alex Pau, bună seara, Măline. Banciu Maru, să ne trăiești. Mami, PX2DV. Candidatul aur la primăria municipiului București, Mihai Enache, prezintă în campania electorală minciun că ce am făcut în calitate de simplu funcționar am construit un spital de stomatologie în valoare de 10 milioane de euro. Proiect de 4 ani. Unde și când? Să facă dovada că a construit spitalul sau o clinică de stomatologie în București sau în România. Cu siguranță mincinosul va veni cu explicații de gen că în realitate e vorba de câteva camioane transformate în cabinete stomatologice în care dentiștii da, aur vă pune dinții, vă fură dinții de aur și vă pune dinții de tablă. Crezi că dacă o să ajungă au la guvernare o să înființeze Ministerul Comediei pentru Garcia? Nu, dar cred că va fi o comedie care ne va costa foarte mult Îmi plac serialele coreene, alea cu acțiune din vremea regilor, sunt pline de energie Da, 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 da. țin minte că m-am uitat și eu la un astfel de serial da, căutam de la ochelar că sunt pătați și nu văd mai bine fără ei. Nu știu pe unde l-am rătăcit. Uh, am văzut și eu un serial corean foarte interesant. Mai de mult, dar țin minte că m-a ținut în fața televizorului. Foarte interesant. Ceva se petrecea în antichitate. În afară de Squid Games, nu mai consum coreene, mi-e frică să nu prim la capo. Pentru situația politică din România de acum se poate face leger un nou serial gen Game of Thrones. Da, 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 da. Garcia vrea să prindă și el la Ciolan. Da, normal că vrea. Aur va face Ministerul Propagandei, nu al Comediei. Ce puneai despre canalul Ternic? Nu știu. Abar n-am ce canal este ăsta. Garcia de la Aur este ca Nicu Covaș de la Phoenix, da. Dumnezeu, eu zice spirit civic, eu în fiecare seară vorbesc cu tine, dar tu nu ești pe live-uri și n-ai timp să mă asculți. Cum de Nicușor Dan susținut și de USR și Reper, dar ei nu s-au unit? Nu știu Dan Galiu, habar n-am. La unele întrebări nu putem găsi răspuns. De ce s-a dus Dan Barna la Cristoiu? De ce nu se unesc cu și Reper? De ce s-a dus Drul la German? unele întrebări sunt paradoxuri. Da? Este un paradox. Uneori, universul ne pune în fața unui paradox. Și pur și simplu sunt întrebări atât de complexe încât mintea noastră nu poate cunoaște răspunsul. Pur și simplu nu poate procesa adevărul. Și atunci singura soluție este să le luăm așa cum sunt. Dumnezeu știe, cum zicea bunul meu tată, da? de ce s-o fi dus barna la Cristoiu. De ce nu se unește reper cu USR, deși îl susțin pe Nicușor, da, da. De ce s-o fi dus drulă să-l valideze pe Gargavel de la Cluj? Dumnezeu știe! Dan Galiu, nu știu, deci unele întrebări nu pot fi. E mai bine să rămână așa. Fie nu putem concepe răspunsul, fie răspunsul este atât de îngrozitor încât după ce îl primim ne-am fi dorit să nu-l fi cunoscut niciodată. Doar aceste două situații pot fi valabile. Crezi că reperul SR, Forța Drepte și PMP pot face 51% pentru a ajunge la guvernare? Da, eu m-aș fi așteptat să facă și împreună cu PDU, dar Florin Călinescu a zis clar că el s-ar asocia cu aur și cu sos. Deci, din păcate, oamenii trebuie să înțeleagă că un vot pentru PDU este un vot blocat alături de aur și de sos, cum au fost voturile aur-sos din acest parlament. Dacă lumea se mobilizează la timp, așa este. Zalex99, salut Mălin, te urmăresc de ceva timp și vreau să-ți spun să te ții de treabă, să ajuți oamenii să facă alegerea corectă. Asta încerc să fac. Jurnalistul e câinele de pază al democrației, încerc să mă îndeplinesc acest rol. Levente Pușcaș, A. Kiss and Love. Kiss and Love, salutare. Make love, not war. Cercul extins al mafiei politice mă face să cred că nu au mai fost așa de sigur de potențialul de absorpție al capcanei aur și Sos și au apălat la epurile Călinescu. Da, foarte bună analiză. Foarte bună. Foarte bună ipoteză. Și nemernicia lui Habarnam de a participa la deturnarea voturilor utile partidelor de opoziție. Da, kiss and love, foarte, foarte bună. că ne-a spus ieri că a fost mis în tinerețe și că avea și ea 90, 60, 90. <laughs> nu cred. <laughs> nu vreau să-mi imaginez, dar de ce mă stârnești, Răzvan? De ce? De ce mă stârnești? Păi dacă încep să vorbesc despre asta, stăm pe la 1 noaptea, da? Cred că a fost Miss Piggy din păpușile Mapeți, da? Uh... Levente Pușca, zâmbetul să nu dispară, mulțumesc frumos, Create Design, salutare, Mălimbo și Diana dimineața a scris Create Design. Gargamel s-a declarat susținătorul SR, zice că a votat SR, că ăștia sunt de partea bună, probabil de aceea vin membrii acestui partid la invitațiile lui. Da, 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 numai că Gargamel, dacă ar fi cu adevărat, ar crede, deci dacă Gargamel ar avea mentalitatea, educația, și coeficientul de inteligență necesare împreună pentru a fi alegătorul SR, n-ar putea să fie prieten cu dâncu. Pur și simplu. Înțelegeți? Apă și ulei. N-ar putea să fie prieten cu dâncu. N-ar putea să-l cheme pe dâncu în săptămâna alegerilor cu două zile înainte de alegeri ca să Idealul lui Dâncu spațiu să mintă în special tinerii pe YouTube, ceea ce e foarte grav, mințile neprihănite, da? să le mintă, să le violeze intelectual, da? domnul Dâncu să comită un act de uh, perversiune politică asupra unor persoane inocente, cum că domne PSD-ul e și ok, e și reformat și că... Lasă să fie bine ca să nu fie rău, pur și simplu, nu, cele două nu. Părerea mea este că domnul German, opinia mea, n-am nicio dovadă și nu putem ști că nu putem fi în cabina de vot cu dânsul. Părerea mea este că German este un uh, votant pesedist care pozează în userist. Așa cred eu, după mentalitate, după. Prietenile pe care le are, cred că este. care pozează în altceva, da? Ca politicienii ăia care duc o viață dublă, acasă au o cameră cu rochi, și în viața publică sunt președinți de partide și militează pentru căsătoria între -un, într un bărbat și o femeie. Cred că ceva de genul ăsta este Gargamel din punct de vedere politic. Dacă m-ar chema vreun psd înainte de alegeri, Gargamel ar trebui înjurat pe bună dreptate. Păi normal că o să-i cheme, că doar ăsta e rolul lui, asta e agenda lui. Vă faceți iluzii că nu o să-l cheme? Vă spun eu pe dâncul, în săptămână a alegerilor. Pe dâncul, în săptămână a alegerilor. Și o să ne zică din nou că PSD-ul este opțiune, că este în regulă. Crezi că Renato Usat i are influență în România? Mă întreabă Dumnezeu. Dumnezeu știe. <laughs> Doamne, dacă nici tu nu știi, Doamne, care le știi pe toate, Dumnezeu știe. <laughs> da, cred că are influență majoră. Uh, Vas Romulus, ne vedem live. Ce candidat crezi că va da dreapta unită pentru președinție? Cred că drulă va fi și sper să fie drulă. Marian Seracin, salutare tuturor. Ma, ma, mi pix, deficitul bucetar în primele două luni din 2024, sunt de 1,67 din PIB, echivalent cu 29 de miliarde de lei. Deci împărțit la fiecare locuitor de la bebeluș la pensionar o datorie de 1.526,31 de lei datori. Numai în februarie, multiplicat pe tot anul, ar veni ca fiecare român avea datorii făcute numai în 2024, de 9.15789 de lei, dobândă 7%, vreo 600 de lei, ajungem la 9800 de lei. Datorii acumulate în cărca fiecărui român, numai în 2024, datorită guvernului format din niște incompetenți. Obligația față de Uniunea Europeană e ca România să ajungă la inflație de 5%, iar România are cea mai mare inflație în Uniunea Europeană, peste 7%. Va veni momentul când România nu se va mai putea împrumuta din străinătate. Da. Este foarte corect ceea ce spuneți. Momentan, Ministerul de Finanțe încearcă să împrumute de la români. Investiție directă a firmelor din străinătate în România a scăzut cu peste 253%. ce durere de ureche, mă. Curentul e prea scump în România, impozitarea e prea mare și lipsa de a găsi oameni cu o calificare. Da, foarte bună analiză. Joker 2.0. Bună ziua, să aveți o duminică plăcută. Eu o să ascult live-ul mâine la muncă, în cască. Am rămas mult de uimire și indignat când am auzit o zi sau două pe un live diaspora europeană cu Maro Călinescu. Vorbeau ei pe acolo în care am auzit puțin și am ieșit, n-am rezistat. Călinescu dădea subtilități că vezi, doamne, îi spune el lui Zelenski când va fi președinte. Bănuiesc așa ca de la actor la actor. Că ei nu sunt stat și că trebuie să fie sub Rusia și nu mai tâmpeni. Dar cel mai mare lucru e că Mario stătea și nu spunea nimic exact ce vă spuneam și eu. El care până să pornească toată mizeria asta cu Călinescu nu avea nimeni ce să-i spună un gram despre Rusia, că turba Acum era cățeluș și se prefăcea că tot ce zice Călinescu e adevărat Vedeți? Un om simplu Un om simplu a observat ceea ce am spus și eu Că mare Mocan este submisiv și că Florin Călinescu este dominant Deci pare că Florin Călinescu e trimisul adevăraților șefi, adevăraților stăpâni ai acestei construcții. Atenție foarte mare să vă uitați la acest limbaj non-verbal. Viorel Infinit, bună ziua, domnul Molin, Ștefan Andrei, bună dimineața, Ionel, Ioan, Emanuel Cristea, neață bună, Leonar Florian. salut! Florian Gordan, Marian Lobonțiu, Valentin Frunea ne salută, Rosia Roșa, Ro Rosa Roșia, 7347. Am fost în țară, părerea mea e că lumea cu ceva creier în cap e ocupată cu rezolvarea problemelor. Da, așa este. Traiul de zi cu zi, care apar la tot pasul, în timp ce cealaltă parte, e IQ egal cu număr de la pantofi, lipită de televizor la porcările mafia media. Corect. Nu și-ar face abonament la sau să intre pe YouTube, să uite la filme documentare, să, să, evolueze. Și informația reală nu mai pătrunde nicăieri. Duminică plăcută. Mulțumesc frumos. Caini uh, Cristian, salutare. Mălin, ce despre prezența lui Drulo du la Gargamel? Da, am vorbit despre asta. Crezi că Drulo o ia pe urmele lui Barna? Drulo nu s-a desprins de Barna și asta este o foarte mare greșeală. Dovadă că l-au pus pe Barna inițial când au făcut primele liste fără să fac o consultare a partidului, cred că una dintre problemele majore ale lui Cătălin Drule este faptul că nu preia frânele usr ului în total și că îi permite lui Barna să joace un rol important și nu îl trage într-o parte, pe o linie moartă. Pentru că Barna a greșit, a făcut multe greșeli. Ăsta e adevărul. Și atunci cei care sunt în jurul lui Drulă îl împing Probabil că sunt tot oamenii care erau și în jurul lui Barna Și îl împing către momente din astea mai puțin inspirate Cum e prezența la prietenul lui Dâncu Crezi că consilierii lor sunt niște cârtițe? Da, și îi trimit intenționat pentru a-i compromite Foarte posibil Fatal Bis, bună dimineața tuturor, bună dimineața Molin, o zi plăcută Valeria Dobrin, bună dimineața Molin și Diana Mariana Butunoi, bună dimineața, am trecut la ora de vară Robert Grosu, da, am trecut și noi aici Pui ca Dumitrache, sănătate și o zi cât mai plăcută Stoi cu Gheorghe, salut Mălin și Diana Eu îl vedeam pe Ludovic candidat la președinție, dar na, probabil drule, e o soluție mai viabilă Da, clar, e o soluție mai viabilă Ludovic Orban a dat bani cartelului Mafia Media, dacă Ludovic Orban a candidat, eu nu l-aș vota Îmi pare rău, pentru că a dat bani cartelului Mafia Media a făcut ceva foarte grav, extrem de grav, extrem de grav. Nu vă imaginați cum a distrus democrația și adevărul și climatul în societate, acea decizie a lui Ludovic Orban de a pompa atât de mulți bani în cartelul Mafia Media. Cred că domnul Ludovic Orban ar trebui să se abțină la aceste alegeri, să nu candideze la nimic, pentru că eu nu o să pot să pun ștampila pe vreo listă unde este Ludovic Orban din acest motiv. Nu știu, să rămână la partid, să să stea, să se ducă la o mănăstire, nu știu. Cred că e problematic. Cred că este problematic. Bun. Dragi prieteni, au trecut două ore și jumătate. Trebuie să închid aici, pentru că este târziu, suntem pe noua oră. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați urmărit această emisiune până la capăt și tuturor celor care veți urmări emisiunea înregistrată până la capăt. Este foarte important să urmăriți materialele video cap coadă. Cu cât se uită mai mulți oameni la un minut mai mare, procent mai mare din materialul video, cu atât pentru YouTube acel material este considerat relevant. Și asta ajută la expunerea lui mai bună. Asta face ca toate ideile, toate lucrurile pe care le discutăm împreună aici, să ajungă la cât mai multă lume. Inclusiv ce scrieți dumneavoastră în comentarii. Că mulți se uită la conținutul video, la ce recomandă YouTube, se uită la comentarii. Asta ajută foarte mult cauzei în care credem cu toții, și anume uh, explicarea faptului că este vital. Anul ăsta este cel mai periculos an, probabil din 90 încoace, uh, și pericolul suntem noi. Pericolul este propria noastră ignoranță. Nu a mea, nu a dumneavoastră, dar a celor 70% care n-au ieșit la vot. Și riscurile sunt imense pentru viitorul României. Imperiul răului pândește și să știți că ne va face foarte mult rău dacă nu ne prezentăm la vot masiv în acest an. Bineînțeles, vă mulțumesc din suflet tuturor celor care susțineți activitatea mea, fie prin faptul că distribuiți, că lăsați un comentariu, că sunteți membri ai comunității și susțineți cu o anumită sumă activitatea mea, tuturor celor care. M-a susținut financiar în această emisiune live și mai ales tuturor celor care sunteți pe uh, Patreon, unde este baza principală a susținerii mele financiare. Uh, evident, aceasta fiind singura sursă de finanțare transparentă și vă asigur că așa va rămâne cât timp eu exist. Așa va rămâne uh, situația. Jurnalism 100% independent, susținut numai de către public. Semper Fidelis, dragi prieteni, o seară plăcută în continuare și o săptămână cât mai liniștită.